Armonia Lumina. Un podcast susținut de Clinker România. Bine, v-am găsit, dragi prieteni, la un nou podcast, Armonia Lumina. Invitatul meu de astăzi nu are nevoie de introducere, dar pentru mine este un adevărat influencer. De ce? Pentru că a reușit să strângă peste 20, 200 de milioane de vizualizări în mediul online, dar cel mai important decât atât a reușit să influențeze o generație întreagă de tineri care îl ascultă și îl urmăresc pentru modul său inspirațional, onest, tranșant și de acolo de aproape din uh, viața bogaților, cum e să faci bani, cum e să-ți faci o meserie. Însă astăzi vreau să-l descoperim pe omul Sorin Constantinescu. Rămâne, mulțumesc mult de invitație. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la, la mine la podcast. Am să trec direct la subiect, pentru că toată lumea vă știe uh, experiența uh, de performanță în business, de consultanță și de parte de inspirație pentru cei tineri. Însă aș vrea să-mi spuneți acel moment care v-a schimbat puțin viața și ma cazul uh, să treceți puțin către partea de a fi un creștin practicant cu adevărat. Momentul în care avionul a căzut în gol și v-a spus rugăciunea, ce s-a întâmplat în acel moment? Exact asta s-a întâmplat, Dacă căzut avionul gol și mi au o să aminte că știu datel nostru, dar nu-l spusesem până atunci niciodată. Cam așa a fost, am, am, fiind uh, om de afaceri mea după Revoluție și trecând prin tot felul de aventuri, să zic așa, mai mult sau mai puțin plăcute, în 96 am dat un faliment urât, am rămas fără niciun ban de la mulți bani, nu mai povestesc aici că plictisim oamenii că am fost date podcasturi și am povestit toată Toată mai știi câți bani aveți, e ok. Da, dar vreau să spun că dând de un caz foarte mare și neavând soluție de ieșire, în momentul ăla singura soluție era biserica și era Dumnezeu, în primul rând. Și așa m-a apropiat de biserică și încet, încet, încet m-a apropiat tot mai tare, să zic așa, și mi-a dat seama că asta este calea și doar pe termen lung doar așa poți să, să reușești în viață și să ai o carieră frumoasă, să ai o familie frumoasă doar cu ajutorul lui Dumnezeu și prin Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate face absolut nimic, decât pe termen scurt sau cu alte consecințe. Ați avut pe cineva în familie care v-a îndrumat sau ați descoperit? N-am avut, avut bunicul meu când era mic la țară, am crescut într-un sat în județul orat, sunt născut la Timișoara, după care părinții mei s-au mutat de acolo, sunt dascări, erau dască, acum sunt pensionari într-un sat în județul Arad. Bunicul meu era dască la biserică, dar era dască înseamnă cântăreț. Nu știu aici cum se zice în partea asta, dar cred că tot Dascăl, nu? Dascăl, când când interes la strană, cliros, de da, 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 acolo da, vin, da, da. Așa se numește. Se încep psalt în mod normal. La noi Cantor se zicea, Cantor, se dicea, da. Cantor. Părinții mei erau profesori învățători la școală de acolo și pe vremea lui Ceaușescu era o propagandă la școală să nu las copiii să meargă la biserică, era chiar interzis, adică nu era voie și mai ales eu fiind copilul de profesor de învățători, mi era interzis să merg la biserică, că bunicul meu tot vrea să mă ia și mai mergeam de Paști, când mergea tot satul de Paști, cu pantofi de lac, cu hăinuțe noi, ne cumpăra și aveam o ofertă care le ciocneam acolo în curtea bisericii și aveam un de, de un leu de metal și trebuia să ne punea să ținem așa ou așa și dădea peste peste degete cu banul și dacă nimerea nou era ou tău și eram toți, plecam cu degetele însângerate de acolo, dar fericiți cu 22 sparte în, bun a fost o copilărie foarte frumoasă la țară, mergeam de pași, cum se a zis, la biserică și de două, trei ori pe an așa, dar rest nu aveam voie, chiar dacă bunicul meu avea intenții bune să, să mă ducă la biserică, nu putea pentru că mă vedea lumea și părinții mei spuneau copilor să nu meargă, că așa erau atunci la tot timpul cu securitatea, cu Partidul Comunist și profesorii erau obligați și învățătorii să spună copilor să nu meargă la biserică. Acel faliment, de ce a avut loc? Pentru că n-am avut niciun fel de educație financiară și de acum... Uh, încerc să ajut oamenii în mod total gratuit să țin conferințe. Am fost prin multe licee și prin multe facultăți absolut dezinteresat și absolut pe banii mei, fără pentru că e tot critic pe speaker ăștia motivațional sau pe business coach ăștia care au foarte mulți bani de la oameni să îi învețe ceva, dar ei n-au făcut nicio afacere în viața lor și nu au demonstrat concret că ar putea face bani. Și atunci nu poți să ai tu pe eu să vii să ceri oamenilor niște bani ca să înveți cum să fac afacerile pe care tu nu le-ai făcut. Și atunci, ca să compensez un pic și să nu mai treacă alți oameni prin experiența pe care am trecu, prin care am trecut eu, din cauza lipsei de educație financiară crasă pe care am avut-o și nici acum nu se face educație financiară în România, asta a, fost, asta a determinat falimentul, pentru că am știut nativ să fac bani. Eu tot spun că te naști, ca și cu urechea muzicală, poți să dea un o, har să dea părinții la pian 20 de ani. Dacă nu ai rochie muzical tot o să cânți într-o cârcimă, într-un birt, nu o să cânți niciodată pe scenă la TNU. Cam așa e și cu businessul. Dacă nu, ai, nu te-ai cu harul ăsta, cu focul sacru de a face afaceri, poți să fii un patron de un butic, să faci 1000 de euro pe lună, 2-3, dar nu să poți să faci afaceri de 10 sute de milioane de euro. Niciodată, dacă nu ai skill ăsta. Și un patron nu trebuie să știe, nici marketing, nici sales, nici nimic. Trebuie doar să știe să coordoneze sau un manager bun sau un CEO trebuie să știe să coordoneze, să-și cei mai buni oameni să îi, îi, îi pună cele mai potrivite poziții. El trebuie să fie un coordonator, nu trebuie să facă ceva anume. Dacă vorbim despre cuvântul afacere, eu știu că există o mare prejudecată în România, că cei bogați sigur au, au făcut furat. vreo manevră, au făcut o combinație și vreau să demontăm puțin prejudecata asta, pentru aminte. că sunteți în zona în care aveți o, o situație foarte prosperă, dar sunteți și un creștin care respectă, vorbește despre valorile de familie, valorile, de, valorile morale și vreau să vă întreb, cum e să fii bogat, dar să ai și valori, Pentru că de obicei la noi în România e bogat, sigur, e nașpa, n -are ce să caute în biserică, nu e modest, e arogant. Cum e această comparație? O camera care trece până ac, nu cam așa și cu bogată, nu? <laughs> mi-aduc aminte, în 92, când am luat prima mașină străină, era un Audi, făcut seria de la Audi, primul model rotund, cu fundul rotund, cum să zice, Audi 80 și erau numai Daci, vreau mea, îți dai seama, că era încă după Revoluție 92 și stăteam un bercen și era Răzvan Fodor Cântărețul la scara cealaltă, el avea o mașină de asta americană, galbenă, sport, nu mai mi-aduc aminte și eu aveam Audi ăsta. Și când l am cumpărat, a doua zi ne-am trezit cu uh, multe binecuvântări și cu multă fericire. vecinii și că aveam chei de toate felurile, mai groase, mai subțiri, mai mici, mai pe toată, și pe capotă și pe. Așa, uși, în și semn de toate, apreciere, da, în da. Semn de apreciere și ca să vezi am care mentalitate. mentalitatea. În momentul când tu te ridici peste oameni, înseamnă că ești un hoț, ești un escroc, ai furat. Uh, uh, în momentul când uh, am început să, să fac bani și uh, să aveam o firmă care producea niște componente electronice, aveam un vecin amărât la bloc care avea mai mulți copii și era portar undeva la o întreprindere și îl vedeam că e greu și așa și am propus un extra job și a zis, nu domnule că eu vin, dar el era portar, nu făcea nimic, astea într și nici nu era o, n avea un handicap fizic sau ceva. Și zic, uitați, veniți la mine că vă mai dau eu patru ore, să descărcăm niște componente electronice. Păi zice, nu că s obosit, eu trebuie să stau să mă odihnesc asta. Adică omul nici nu vrea să muncească. Eu când am făcut bani, în perioada respectivă, munceam câte 16-18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, fără concediu. Nu mi-am văzut copii niciodată în concediu sau dus cu soția mea. Mai mult, 10-15 ani, eu n-am avut o zi de concediu sau un weekend sau ceva. Nu poți fără efort fizic și de-aia mă tot cer cu ăștia pe TikTok și pe internet, pentru că sunt puși de ăștia care promit îmbogățiri peste noapte, din tot felul de criptomonede, din păcănele, din nu știu ce și eu vin și spun, domnule, ca să poți să ai o carieră, să poți să fii un om respectat în societate, să poți să ai o firmă sau să ai o carieră, să minim 10 ani. Și atunci ăla spune 6 luni, normal că alege alternativa ușoară de 6 luni și tot încearcă cu unul, cu altul, cu altul, îi trece timpul, îmbătrânește și tu nu mai poți integra după aia într-un colectiv când tu ai 30 și toți colegii au 20. Pentru că ai deja alte mentalitate, se uită o lume altfel la tine, adică trebuie să muncești de mic ca să poți să tot toți pașii și toate etapele în viață, să poți să faci ceva, să faci o carieră. Ei tot încearcă prin câștiguri ușoare și tot stau cu părinții până la 30, 35, 40 de ani și s-au trezit la 40 de ani că n-au făcut nimic de fapt și că tot au alergat după tot felul de cai vers pe pereți. Există șmecheri care au făcut bani, dar nu i-au făcut curat. Și există bogați care fac curat bani? Există oameni care fac bani onest și curat? Sunt foarte mulți oameni și cu ăștia uh, uh, rămân cu banii. Adică tu când faci banii ușor, cum se vorba aia, a easy, easy go, da? Deci când ai făcut banii ușor, tu nu-i respect și cheltui, la fel de ușor. Nu rămâi cu nimica. Pentru că tu nu ai uh, muncit, nu ai transpirat pentru banii respectivi. Când transpiri, când muncești, când faci niște eforturi, când stai departe de familie... Banii ai respectul mai mult și ai mult mai multă grijă de ei. Și nu mai arunci în toate direcțiile și în toate părțile. Asta dacă îi faci curat și dacă ai o educație. Da. Dar dacă nu ai educație și ai făcut peste noapte... Nu prea... Uh, uh, îi pierzi. Adică 99% din cazuri, din cei care nu, nu fac bani curat, ori sunt prinși și ajung la pușcărie, ori la rândul lor sunt înțepați pentru că nefacând banii curați, probabil că au dat o țeabă sau au păcălit niște oameni sau au înșelat și voi fi și ei înșelați. Le, în viața compensației, ca să... Zic așa, să nu mă refer totuși la alte expresii din Biblie, sau de ceva să fac aici pe Vlavios sau pe ceva, dar e legea comesației. Nu plecăm din viața asta cu datorii neplătite. Ai înșelat, vei fi înșelat, ai păcălit, vei fi păcălit, ai mințit, vei fi mințit. Adică astea sunt principiile cu care trebuie să ne ducem mai departe. Ce valori din cele creștine pe care le-ați învățat le aplicați și în business? Și am să vă dau un exemplu aici foarte clar. Știm vorba. Și știm acea concepție de psihologia juc jucătorului și despre cine trișează. Că, de fapt, în cazino și în poker trebuie să știi dinainte cine va trișa. Întrebarea este ce valoare ați luat dumneavoastră din această apropiere spre Dumnezeu și cum le aplicați în business. Pentru că în business se spune eu trebuie să fac mai mult decât ăla și cum să fac să eu trag mai bine ca să iau mai mulți bani. Se trăjază în business ca să faci bani sau poți să faci bani fără să treșești? Uh, acum depinde de mentalitate și de, de, de popor. Sunt popoare cum sunt grecii sau evrei, sau asta, care eu am lucrat foarte mult și am făcut mult business și cu greci și cu evrei. Am întâlnit foarte mulți oameni care sunt peste tot, și ca și la noi și la ei și peste tot, sunt tot felul de oameni, dar au fost mulți oameni care cu care am făcut o afacere de 500 de milion de euro și au mai păcălit de încă un euro, să vă dau un exemplu, și au fost mai fericiți de euro ăla de care eu nu știam decât de milionul care l-am făcut cinstit împreună. Adică sunt o felul de prejudecăți și de mentalități. Dar ca principiu creștin, cinste corectitudine, respect față de parteneri și cu asta nu dai greș, pentru că lumea afacerilor e o lume mică, adică toți ne cunoaștem cu toți și e de ajuns să păcărești un om sau două sau trei pentru că nu o să mai vrea nimeni să facă afaceri cu tine. Dacă ești onest și câștigi mai puțin și pe termen lung, vei fi mult mai uh, satisfăcut sau mult mai câștigat pe termen lung. Pentru că dai un tun, dai o păcălești pe cineva, se aude vorba imediat, pentru că la va spune persoana respectivă. Acum ai internetul care, cum să zic, uh, Uh, circulă extrem de repede și uh, cu o viteză colosală și sunt foarte mulți, mă uit și pe TikTok că tot uh, verific dimineața să mai dau câte un scroll și văd o grămadă de ăștia care au încercat să păcălească cu criptomonede sau cu tot felul de cursuri de astea că au fost ori arestați, au fost acum un grup de la Ploiești cu criptomonede, cu un fel de sistem piramidal i-au arestat, au păcălit oamenii cu 4 ceva milioane Excrocii profită de naiv de oamenii care largă după câștiguri ușoare și atunci uh, oamenii nevrând să muncească, ale calea ușoară și de, de, obicei calea asta ușoară e pierzane, adică 90% din cazuri îți pierzi, îți pierzi, banii. Dacă ar fi să sfătuiți un tânăr care vrea să intre acum într-o asociere, într-un business și n-a mai făcut asta, cum ar trebui să-și aleagă asociatul? După ce criterii să-și dea seama dacă acel om este potrivit dacă pentru un făcut business? business îl să nu facă business. Să se gândească cam în ce asociere și în ce domeniu vrea să se ducă ca să se asocieze sau să-și investească niște bani, și să lucreze cel puțin 2-3 ani de zile în domeniul respectiv ca să înțeleagă exact. De obicei, asocierile nu sunt bune să termine prost. Asocierile care ar trebui făcute, ar trebui făcute de la început cu pixul și cu hârtia pe masă, în care fiecare să spune exact, exact care sunt atribuțiunile lui în cadrul companiei și unde nu are voie să se bage unul peste celălalt ca să folosesc așa un limbaj cât mai popular. Pentru că aici se întâmplă cele mai multe certuri și despărțiri în afaceri, inclusiv între frați, inclusiv între soți și soție, inclusiv între rude, pentru că fiecare vrea să arate cât el este de șef, cât el este de patron în fața angajaților. E ego ăsta uman de care nu putem să scăpăm și atunci eu îi spun unui angajat să facă ceva, după aia vine asociat. de ce face aia? Păi mi-a spus, păi nu, eu sunt, am mai multe procente, la numai 30%, eu am 40%, ascultă de mine, și te autodistrugi. Adică angajații nu mai își pierd încrederea în, în companie, în patroni, în directori și nu mai muncesc și nu mai, pentru că speculează râca asta între cei doi asociați oamenii speculează primii chestia asta și atunci încep să meargă să spună uite ce a zis Cutărescu de, de Matale sau uite ce a zis ăla și în momentul ăla se rupe pisica, cum să zice. Adică dacă te asociezi trebuie să spui exact. Eu am atat procentul atât atâta, tu faci aia, eu fac semnăm și punem pe hârtie și nu ne băgăm niciodată unul peste celălalt. Doar așa se funcționează, dar în general dacă ai capa de a construi singur ceva, e de preferat să nu te asociezi cu, cu nimeni. Eu am avut multe asocieri de astea la început, când aveam experiență în afaceri, cu 23 de ani, în care am ieșit foarte rău și foarte șifonat și fără bani și păcălit și cu banii luați, cum să zice. După care a, sunt și acum asociat, că eu sunt asociat la 14 firme, dar sunt asociat minoritar pentru ca să am timp să pot să stau aici cu tine la podcast sau să fac educație, să mă duc în liceu, în școală, să importantă. fac educație financiară și atunci, îmi dă un confort psihic, chestia asta. Dar nici nu m-am certat cu asociații mei pentru că am stabilit de la început fiecare exact ce rol are și ce atribuțiuni are. Și sunt și la nivelul de maturitate și intelectual în care dacă văd că nu merge treaba, cedez imediat. Adică nu mai pun banii pe prima poziție, pun liniștea mea sufletească și confortul meu psihic. Și atunci renunț la bani doar ca să fie pace, să fie bine. Ce părere aveți despre oamenii de afaceri care sunt foarte bogați, au o anumită libertate financiară în care își permit iahturi, călătorii și altor lucruri, dar nu au o familie sau nu respectă familia, nu respectă soția, nu își respectă copiii, își abandonează familia doar sunt, pentru o sunt lăcomie? Oamenii, sunt oameni slabi, adică sunt oameni care sunt deja sclavii banilor nu mai țin cont de nimic, de relații interumane, de familie, de nimic, vor tot mai mulți bani și la ei nu mai e vorba de, de bani de a cheltui pentru că câte iahturi să cumpere sau câte mașini sau câte de vacanțe locumie, să te duc, sau câte... E vorba de competiția asta între bogați în care eu sunt pe locul 5 și tu ești pe locul 1, chiar dacă am 2 miliarde, el are 7 și vreau să fac și o 7 și ajungi la un moment dat la o vârstă în care regres enorm ce ai făcut, dar nu mai poți să ai timp înapoi. Cum am regretat-o enorm faptul că n-am stat cu copiii mei mai mult și încerc să-mi dedic timpul nepoților. Dar nu mai pot stau timpul înapoi, adică cât de mult aș stai eu cu nepoții, nu mai compensez faptul că n-am putut să stau cu copiii mei și m-a luat valo și banii și toți și vreau să dacă unul avea un Ferrari de nu știu care, vreau să am și mai scump și dacă avea nu știu ce Mercedes, vreau să am și mai scump și doar așa să ne show o ăsta care nu se mai termina niciodată și la noi a fost și mulți ani de comunism, toți am avut aceleași salopete, aceleași cravate, aceleași daci și toți, cum vrem să-i să arătăm că suntem mai deștepți, mai bogați, mai frumoși, mai bine îmbrăcați de aia. Uh, am mai spus și la alt podcast, a fost cu Damian cu care a fost și la tine aici la podcast la, în Mongolia, am pierdut avionul la Istanbul am stat două zile acolo și erau bagajele în aeroport și asta Damian, hai zic să ne luăm ceva, un tricou, niște chiloți niște pastă de dinți ca să putem să supraviețim două zile. Ne-am dus un magazin de ăsta uriaș în Istanbul, în centru acolo și erau tot tricouri cu Balenciaga cu Versace, cu Dolce Cabana și zic, domnule, zic, eu dați-mi vă rog un tricou simplu. Păi zice, where are from? Zic, din România. Păi zice, toți românii cer cât mai mare scrisul, cât mai asta, ca să arate... Firma, să vadă cine da, sunt. Da, exact. Și toate sunt fake-uri ordinare. Adică tot ce vezi, inclusiv vedete de astea mari pe la televiziune și care umblă pe stradă sau influențele de astea, 90% au fake-uri, poartă fake-uri, nu cumpără produse originale. V-am urmărit interviurile și episoadele pe canalul de YouTube Sorin Constantinescu și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la dumneavoastră și cred că toată lumea acest lucru apreciază publicul dumneavoastră care este foarte implicat și sunt fanii dumneavoastră, faptul că v-ați expus familia, aici mă refer și la povestea băiatului, lui Radu și, și, cu soția dumneavoastră Diana, care am văzut ce opere minunate realizează, ce har a primit de la Dumnezeu să picteze icoane, mai ales icoane de mare sfințenie pentru pentru Marea Catedrală și vreau să vă întreb, când ați făcut acest pas de a ieși public cu familia, cum a perceput familia acest pas? La început n-au fost foarte happy sau foarte încântați, dar când și-au dat seama că e pentru un scop nobil, și fără un interes Că tot să zic domnule, ce face asta de tot este publica ta Sigur care vrea să un candideze interes, vrea? un interes, are un scop să găștige Pentru că de... am ajuns în 2023 În care oamenii când faci ceva Doar pentru societate Sau doar pentru comunitate Te suspectează că ai niște interese ascunse Pentru că nimeni nu mai face dezinteresat Absolut da, nimic nimic Toată lumea face pentru un interes financiar Sau de carieră sau ceva Și când apare un nebun ăsta ca mine care se expune și care n-avea nevoie să se expune, pentru că aveam destui bani încât să pot să-mi stau numai în vacanță și să nu știe nimeni de mine sau ceva. Bă, dar ce cu ăsta? Ce vrea să se... Uh, au apărut și pânziare că sunt candidatul ideal la președinție, că sunt Donald Trump a României, au convins. pus presa, nu știu ce, și tot felul de că vreau să mă fac senator. I am explicat, zic, domnule, cât am fost în, cu cazinole și cu asta până în 2010, aveam atâția bani pe mână cât puteam să fiu orice senator, orice ministru, orice oricând, pentru că posturile astea sunt politice și se cumpără și de senator și de deputat și de tot. Dai niște bănuți acolo și te pun senator, te pun pe eligibil, pe listă sau ceva. Nu e mare lucru să fii senator când ai bani sau ceva. Și foarte mulți oameni de afaceri s-au dus în, în Parlament cumpărându-și locul respectiv de unii membri de partid sunt frustrați că lipesc afișe pentru partid 20 de ani și vine un șmecher de ăsta, un interlop din provincie, a dat banul și a doua zi e senator și la rămâne cu lipitul afișelor, cam așa e. Deci n-am niciun interes, nu vreau să candidez, nu vreau... Acum de când am apărut public și tot, am așa o priză mare și la tineri și la oameni și mă oprește lumea pe stradă, Deja președinți de două, trei partide de mari din România mi-au propus să devin senator pe lista eligibilă sau deputat sau ceva. Am refuzat politicos și... Sunteți mai liniștit așa. Da, și nu e visul meu să fiu politician, nu ăsta e visul. Visul meu, eu sunt patriot, îmi iubesc țara foarte mult, dar nici n-am plecat. Puteam să plec oricând în afară pe în poziția mea de manager de caisnoși cu școala în Las Vegas. Aia înseamnă un cel puțin jumătate de milion pe an, oriunde, în orice țară de asta cu cazinouri, inclusiv în Vegas sau în Franța sau în alte parte. Am lucrat pentru grupul partidului din Franța. Puteam oricând să mă duc un job de jumătate de milion de euro pe, pe an salariu să fiu foarte liniștit. Dar niciodată n-am vrut să îmi părăsesc țara. Iată și copiii mei sunt la mare Preot. Ăsta mic a făcut computer science la, în Anglia. E în, în țara aici, a putea să stea acolo pe bani foarte mulți. N-am vrut să plecăm niciodată din țară și avem încredere că într-o zi România, ca și Grădina Mai și Domnului, o să-și revină și o să fie bine. Adică, chiar dacă e corupție foarte mare, chiar dacă societatea noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, ne rugăm ca, până la urmă, să se îndrepte lucrurile și să devenim ceea ce am fost pe vremuri. Apropo de loialitate, când ai foarte multe opțiuni. Cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră, Diana? Am înțeles că aveți o căsnicie durabilă și frumoasă de, 34 de, de 34 de ani. de 34 de ani, suntem împreună de vreo 36 de ani. Am fost colegi de liceu, ea era cu un an mai mic, ea era, să zic așa, tocilar liceului intelectual, a cântat la vioară, a fost la festivalul Ciprian Porumbescu și de câte ori se deschidea anul școlar, copiii mai talentați sunt puși în fața acolo și ea cânta la vioară balada și eu știu ce mai cânta acolo. Eu eram vagabondul liceului, erau părinții tot timpul chemați la școală, în afară de materiile astea unde învățam de la tablă matematică, fizică și așa mai departe, restul nu puteam să ți minte, nu vroiam, nu că nu puteam. Nu era util. Vârf omul cât ce înălțime are, când a fost bătălia de la Posada, de la Rovine sau de nu știu ce, pentru că tot timpul cât de mic creierul meu elimina informațiile care știa el că nu o să-mi fie utile mai târziu. Așadar, v-ați cunoscut la 17 ani, 18 ani? Da, cam așa. Noi era, ne știam din liceu. Eu eram în clasa 10, eram în clasa 9, ne-am știut tot liceu, dar eram în două găști diferite. Eram în gașca tocilarul, eram în gașca... Bad boy. Bad boy, exact. Da, da, eram da. în ca bad boy. Mergeam în clasa 11, era un bar acolo și era o băutură de un fel de vermut, ricadona. Ne scoteam fața școlii, ne bătea cum era pe vremea ne... Adică eu tot timpul am fost... Nu mi-a plăcut școala. Am fost foarte bun la materiile astea, cum v-am spus, la matematică, la fizică și asta, dar în rest am fost un elev prost la învățătură, pentru că eu, toată viața mea, cred că m-a ajutat Dumnezeu de la început, nu cred, sunt convins, am făcut tot doar ce mi-a plăcut. Nu pot să mă pui să, chiar dacă, nu știu, cu prețul vieții n-aș putea să fac ceva ce nu-mi place. De, toată viața e am făcut doar asta? ce mi-a plăcut. Succes? Nu, nu, să ai succes. Ca să poți să faci performanță în viață, să ridici capul peste mulțime, e foarte, foarte important să faci ceea ce îți place. Dacă nu faci ceea ce îți place și faci forțat de anturaj sau de părinți sau de asta, sunt foarte mulți oameni nefericiți pentru că părinții au fost medici și au obligat să facă medic și lui când vede sânge leșină și cade pe jos, e, e rău. Dar dacă familia a fost de medici, l-au făcut medic pe copil. Dacă familia a fost de inginer, agronomi, l-au făcut agronom. Sau, și sunt oameni nefericiți care merg cu sile la serviciu și toată viața nu se poți să scoți capul din mulțime. Ține. Fiul dumneavoastră nu va moșteni talentul de business, dar are alt nici har. Un, nici altul, nici ăsta mic nu mai moșteni nici ăsta deci mare. Deci nu le-ați impus asta. Nu, niciodată nu i-am dus la mine la companie, la firmă, nu i-am adică n-am încercat să le induc, le-am lăsat să facă absolut tot ce își doresc ei și tot ce vor ei. Eu... Am făcut facultatea de construcții prima de la Timișoara Politehnica dintr-o greșeală, pentru că n-am intrat prima de la facultate aici în București și atunci te lua în armată, prima la Ceausescu. Și am făcut un an și șapte luni și armata te îndobitocea, adică uitai de tine, te depersonalizate, te punea să spus veciuri cu mâna, să ștergi pe jos cu pătura cu care te acopereai noaptea, îngheța apa în dormitor, eram câte 40 de uh, inși, cât pe 4 de alea cu 3-4 supraetajate. A fost cumplit, groaznic și... Când am terminat armata, mai erau trei luni până la examen și am zis, tată, lasă-mă și pe mine un an să învăț să mă duc la unde. Păi nu, ce că de lumea de noi în sat, aici nu se poate că copilul profesorilor să nu fie la facultate și atunci unde să mai duc după. mai aveam două luni până la examen, eu -am la facultatea de construcții la Timișoara. Și chiar dacă eram pe vreo ce eram conștient că nu o să profesez niciodată pentru că nu-mi plăcea, făceam ceva forțat. Era la matematici speciale în politehnică de 10 pentru că furam de la tablă așa, dar restul eram de 5-6 tot timpul la toate materii. Erau și materii de astea idiote și de-aia sistemul de învățământ e total depășit și și ziua de azi noi avem sistemul ăsta ce au știți, care e total depășit. Adică profesorii nu au făcut greva acum doar pentru a-și mări salariile și și pentru o reformă în învățământul românesc care este dezastrosă. Adică sunt materii și acum în ziua de astăzi care nu se folosit Inutile. Aveam pe vremea când eram la construcții, în anul întâi, filozofia construcțiilor. Adică ce trebuia mie să amestec cimentul cu nisip ca să știu, eu filozofie. Și... Filozofia da. construcțiilor. Cei doi copii ai mei, ăsta mare de care spunea că Radu, care e preot, a făcut la, la, stat, a făcut la școala 92, mi se pare, în Berceni, pe strada rezonanței, chiar în capăt, vis-a-vis -vis cu budimex -ul. Și ăsta mic din clasa 1 de, la grădință, de fapt, a făcut doar la privat. A făcut pe metoda British și atunci am putut să compar cele două sisteme de învățământ, sistemul britanic și sistemul românesc, pentru că cei doi copii au fost la cele două sisteme. La, la stat, când mergi la științe cu părinții, sunt toți părinții într-o clasă și zice copilul matare a venit murdar sub unghii, copilul matare avea muci pe piept, ăla nu știa la matematică, la e prost, nu ține minte nimic, și toți părinții vă dați seama că te simți penibil da. când tu, na, fiecare șoară și vede puiul cel mai da. bun. Și atunci, când, în momentul când îți 20 de oameni de față și spune că copilul tău e prost, te simți prea bine când mergeam la ăsta mic la școală, fiecare profesor avea un desk separat și spunea 10 și 15 profesor de română, 10, 25 profesor de matematică. Te așezai la desk și vorbeai tu în șoaptă și -o șoteai cu profesorul respectiv. În plus de asta, din clasa 5 la pe sistemul British, ne-au dat 15 materii, alegeți-vă 7 de acolo care se le facă. Restul nu vă interesează și nu vă trebuie. Adică copilul era focusat exact pe ceea ce își dorea să facă, pe ceea ce avea talent și unde vrea în ce direcție să l îndrepti. Oricum, important este că, cum am spus și revin, să faci ceea ce îți place ca să poți să faci performanță. Că în momentul când faci ceva forțat sau doar că îmi aleg o meserie, mă fac milițian pentru că acolo să câștigă mai mulți bani decât m-aș face profesor sau o pensie specială, ești tot timpul mediocru, niciodată nu se poți să scoți capul, nu se să faci performanță, nu o să ajungi general niciodată, pentru că tu nu te-ai dus acolo că îți place și că iubești meseria, ți-ai dus că ai niște bani, un confort. Visul românii să lucreze la stat, să stea să o într-un birou. Să plece la ora 5. Suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici din uh, Uniunea Europeană, avem 1.300.000 de, de oameni. Polonia are 36.000 de mii și are populație trei ori mai mare, pentru că toată lumea vrea la stat, toată lumea vrea la stat să stea pe un scaun comod, să, să stea acolo, să la vineri să plece la ora 2 și să nu facă nimic. Cam asta e. Și atunci te complaci, te și plângi, că nici n ai bani suficienți încât să te duci, în, nu știu ce, vacanță scumpă sau să iei, în, nu știu ce, sau ceva, plus că te vede lumea, că dacă lucrezi la stat, cum să mi-o merceți, că zice că am luat șpagă. și atunci, chiar dacă am bani, încumpără o mașină mai ieftină să nu mă acuze cineva că aș fi luat șpagă sau aș fi făcut ceva și toată viața ești tu nefericit acolo, trăiești după o zi pe alta, nu nu produci nimic, a consumat aer degeaba. Ați fost la Atos de acum 20 de ani și... Aproximativ, da, de prin 2000, da, da cam 20 de Care a fost da. prima excursie și de ce ați fost acolo? Când am început să mă apropii de biserica, am auzit că acolo este, cum să zic, cel mai sfânt loc. Ați fost în interes turistic sau v-a dus cineva, efectiv? M-a dus cineva, adică, având o discuție, nu mai mi-aduc aminte bine, probabil că o să mi-aduc aminte pe parcursul discuției, dar am fost cu uh, niște oameni care mai fusese acolo și m-au inițiat, să zic așa, și pe mine și uh, Atos e ca un magnet. După ce mergi odată, uh, cum îți povesteam înainte de a începe podcastul, am avut o grămadă de prieteni tei care i-am comis să meargă doar pentru faptul că este munte, că sunt păsărele, că sunt, uh, e un peisaj superb uh, pe malul mării mediterane și atunci de atunci s-au dus, așa am pățit și eu, adică am fost odată și m-a atras după aia ca o magnet, adică sentimentele care acolo, feeling care era acolo, e așa de puternic încât îți dorești să mergi tot timpul și să rămâi acolo, că am fost acum la un podcast la cineva și îmi spunea, zice, Ați renunțat la tot, zic, sigur că da, tot de atos vorbeam. Ca să zic, deveniți călugări. Mâine aș renunța la tot și m-aș muta la tot, dacă aș că nu depind cel puțin câteva zeci de oameni de mine și de ce fac eu în fiecare zi. Dar ce este acolo? Eu n-am cum să înțeleg și nici n-am cum să ajung. Dar vreau să ne spuneți ce e ați ceva găsit. E special, e duhovnicește vorbind sau nu știu, e, ai un sentiment de bucurie care nu ți-o dă nicio o mașină scumpă, nu ți dă niciun Ferrari, nicio casă, niciun iach, nici un Ferrari, nici o casă, nici un yacht, nici bucuria aia imensă doar acolo poți să o găsești sau doar când te apropii mai mult de Dumnezeu sau de e bucuria duhovnicească care nu se compară cu absolut nimic. Eu am trăit și bucuria de a-mi cumpăra un Ferrari sau un yacht sau nu știu ce avion privat și bucuria de la Atos care nu s-a comparat cu toate bucurile adunate la un loc. Adică nu sunt ipocrit și nu vreau să fac acum pe interesantul sau pe nu știu ce. Deci asta am simțit și asta am trăit. Am mai trăit așa la, în insula Eghină la, la Sfântul Nectarie. Deci tot așa, m-am așezat pe o piatră, bătea soarele așa după ce m-am închinat la moaște la Sfântul Nectare și ziceam gata, aici e ok, pot să mor liniștit, sunt foarte happy, nu mai întrebă nimic, pot să încheie aici fără probleme și fără niciun regret, că am genul ăla de, de sentimente la e, știi? Că zici bă, gata, asta e zețit, știi? <laughs> Cum ați convins un eu să meargă în Atos? Că, spus. Nu i-am spus că hai Natos că o să uh, te apropii de Dumnezeu și o să aibă grijă de tine și nu o să mai ai probleme și necazuri în viața ta. I-am zis hai la Atos că e frumos, e pe malul mării. L ați dus cu zahărul, e un peștaș frumos. Da, o. Da. Aveam un amic. Aveam un amic foarte bun, unul dintre cei mai buni prieteni mei cu care am fost și am fost la Vatoped la Părintele Chiril și acolo tot timpul așteaptă câte 30, 50, 70 de oameni să îi dea o binecuvântare, că îi plecau la vapor să îi zic un cuvânt uh, duhovnicesc sau ceva și noi eram în mulțimea de oameni acolo și uh, Părintele Chiril așa s-a ridicat puțin peste oameni și l-a văzut pe amicul meu pe care nu l-a văzut niciodată, că nu am mai fost la atos niciodată amicul ăsta meu și zice... Uh, domnul i-a zis pe nume, ia venit să încoace. Și a stat o, o, oră și ceva cu el de vorbă și oamenii erau toți nervoși. Și, na, acolo a tot totul lumea cu capul plecat și așa, dar din cauza că pleca barca și oamenii își doreau foarte mult să stea de vorbă cu părintele Chiril intervenție frustrată și el stătea foarte liniștit amicul ăsta meu și cu părintele o oră, nici cu mine n-a stat niciodată și vorba mă duc acolo tot timpul în fiecare an n-a stat o oră și ceva de vorbă cu... adică nu mi-am permis să Oare stau ce a să... spus va povestit apoi? Nu, niciodată, nici niciodată... părintele, nici, nici el doar că de atunci merge mai des ca mine la Atos Ce înseamnă? Aveți un mare rol înseamnă. Da, uh, să duceți acolo persoane necredincioase. E o mare, sati e o mare satisfacție să poți să îndrepți pe cineva, către. deci cel mai mare bine care poți să-i faci cuiva în viață, să poți să-l îndrepți spre Dumnezeu. Să poți să-l faci să înțeleagă că fără Dumnezeu nu se poate nimic ca, și doar așa poți să reușești în viață. Cred că aveți o foarte mare influență și de la soția dumneavoastră, Diana, și aș vrea să ne povestiți cum găsiți această, nici măcar nu este o muncă, este un har, este o adevărată binecuvântare să ai inspirație de la Dumnezeu și să faci artă sacră. Păi nu poți fără inspirația de la Dumnezeu și fără voia la Dumnezeu, pentru că una e să pictezi un tablou, să redai un chip sau un peisaj și frumos sau ceva și una e să pictezi... Noi când eram împreună, soția mea picta, dar picta tablouri cu flori, cu și cu Peisagistică. Peisagistică. În momentul când a făcut teologia artă sacră și a început să picteze icoane, s-a schimbat total. Adică la tablouri picta, zicea, uite, fac un tablou în două zile sau fac un tablou în cinci zile. Cât e de mare? Păi 30 pe 50. Da, păi în 3 zile îl termin. Sau în 2 zile îl termin. În momentul când pictezi o icoană sau un sfânt sau pe Maica Domnului sau pe Mântuitor sau ceva, nu știi când termin. Știi când te apuci, dar nu știi când termin. Poți să termini în 3 luni sau poți să termini în jumătate de oră. Pentru că dacă nu intri în starea specială, duhovnicească, spirituală și așa mai departe, nu poți să pictezi. Deci asta te ore întregi sau zile întregi în fața icoanei fără să poată să pună pensula pe ea. Ați și... aflat vreun secret cum se pregătește? Nu, doar cum? am, am surprins-o de multe ori când sunt icoanele astea mai importante cu Maica Domnului sau cu Mântuitorul sau cu nașterea sau cu ceva, am surprins-o plângând și pictând. Dar nu e un plâns ăsta de necaz sau de frustrare sau de ceva, e plânsul de fericire așa, care nu știu dacă ați pățit, eu am pățit de multe ori la biserică când merg și încep să plâng. E un plâns de bucurie ca da, parții de un Dumnezeu, că ești al cuiva, că nu ești singur sau este un. E o trăire, de aia specială. E o trăire. Și ai o bucurie, adică plângi de bucurie. Nu știu dacă ați trăit așa ceva, dar e foarte special. Am fost la câteva mănăstiri care, într-adevăr, sunt și renumite și în care te poți reculege mult mai ușor, și, într-adevăr, am simțit această stare. Uh, și contează foarte mult să să înțelegi de unde vine și ești detașat de tot că mulți zic nu mă duc la biserică că ești vorbesc babele prezenț. în spate nu, sau nu că mă împinge nu știu cine nu. sau Ești tu cu Dumnezeu, atât. Deci nu mai există nimeni în jurul tău. Și de asta le spun și celor prieteni ai mei, care spun, da, de ce te duci la biserică? Cum? Te, te duci acasă și te rogi. Nu este același lucru să te rogi acasă, da, pentru mor, că Duhul Sfânt eu este în biserică. Eu relația mea specială cu Dumnezeu și mă uit la televizor la 3, nevoie de biserică. duminica și gata. E o prostie, o mare prostie. Dumnezeu e în biserică și trebuie să te duci acolo, să-L simți, să uh, spui Tatăl nostru în comunitate, e mult mai puternică rugăciunea când o spui în comunitate și cu 200 de oameni de față. Deci e mult mai puternic să te rogi acolo și de multe ori vorbesc cu preoți. Mă duc la biserici diferite, nu la aceeași biserică. La unele biserici se cântă datăl nostru, nu se spune. Și au zis zic, părinte, eu n-am voce și nu mă simt bine cântând pentru că eu neavând voce nu pot să țin isonul sau, cum se zice, pasul da, cu așa, și nu simt că sunt comunitatea aia care cântă datorul nostru. Aș vrea tare mult să spunem să uh, uh, spunem rugăciunea fără să o cântăm, pentru că așa suntem mulți și rugăciunea are un efect extraordinar de mare. Care sunt lucrurile speciale din România pe care le-ați descoperit? Ca biserici, ca mănăstiri, unde vă place să mergeți? Când nu aveți timp Am fost să mergeți la foarte slalatul. dezamăgit de partea Moldovei, măsăsirea astea, Voroneț, Putna și nu știu ce, pentru că le-au transformat în niște obiective turistice. obiective turistice. Am văzut foarte, pe lângă că nu e corect, sunt oameni care sunt cu posibilități materiale mai mici, nu au posibilitatea să, adică nu mi se pare corect să iei un bilet de intrare ca să intri într-o mănăstire, să te rogi. Adică pe lângă că e prețul piperat a biletului când intri în mănăstire, în, când te duci acolo să te reculegi, să stai în liniște, vin tot felul de turiști ăștia japonezi cu aparate și pun mâna pe icoanele sfinte, fără să aibă vreun respect sau vreo evlavie da, nu față de icoane nimic, sau ceva da. și pun mâna le pipă ele asta și e frustrarea așa ca și creștin, ca și iubitor de, de Dumnezeu și de biserică, să vezi niște oameni care nu au niciun fel de respect că au plătit un bilet de intrare ca la un muzeu sau ca la nu știu unde și pun mâna pe icoane și râd și glumesc și-și fac poze și se uh, scălămbăie și se mâție și se asta într-un uh, într loc sfânt. Adică uh, am, am fost foarte dezamăgit ultima dată când am fost acolo și nici n-am mai fost de atunci. Și atunci unde mergeți? Nu știu, la Oașa, de exemplu, la mănăstire. E un loc deosebit și părinții sunt deosebiti, frăsinei. Sunt o grămadă de mănăstiri uh, foarte... La, la, fel acolo la, la, la părintele Arsenie Boca. Prislop. La Prislop. Deci te îngrozești când mergi pe e drumul ăla și imensă, vezi... Da. Nu de coadă, nu e că e, face, cum să zic, ești creștin și stai la coadă. Nu e un sacrificiu mare. Hristos a răstignit pe cruce. Adică nu e un sacrificiu să stai la o coadă o oră sau două, trei ca să te închid la... Niște moase asta. Dar când intri acolo la mănăstire, și pe o parte și pe alta drumului, mici, bere, uh, uh, chinezării de alea ordinare, e o atmosferă de o țigănie extraordinar de mare, de un manelism -a -a incredibil. Și atunci tu te duci acolo uh, cu o speranță, cu o durere în suflet, cu o credință și cu asta, și când treci în tarabele alea ordinare cu chinezării și cu asta, uh, ai un șoc așa ți se taie tot uh, evlavia asta cu care te ai dus. Apropo de muzică și de manele, care este muzica pe care o alegeți să o ascultați când vreți să vă liniștiți, să aveți o muzică stare... bizantină, clar. Îmi plac, sunt tot felul de grupuri Salmii. de astea de salmice care cântă psalmi, muzică bizantină, muzică clasică. Eu ascult și mașină, muzică clasică. Adică, că toți mi bă, dar ce tu mergi cu Lamborghini, loc să pui muzică de aia, să-i dai să cu 300, bubuie. Asculți muzică din biserică, nu, e, nu se potrivește. Da, de asta vreau să vorbim astăzi, pentru că încă oamenii cumva, cred că și vă, vă și critică și vă contestă Domne, cum ai făcut bani din jocuri de noroc și acum te dai mare creștin uh, și mergi Mulți ființi foarte mari au fost ori vrăjitori, ori criminali. O asta adică Dumnezeu ne iartă și în ultima zi de viață, doar să să, ne, ne, să intrăm pe calea cea bună. Uh, da, am făcut, am făcut, am operat jocuri de noroc, n-am tras niciodată de mânecă pe nimeni, n-am spus veniți la jocuri de noroc că o să câștigați sau o să vă fac bogat sau ceva. Aveam 22 de ani, terminasem în facultatea în 90 la Revoluție, nu era niciun job, nu era nimic, au căzut banii peste mine, nu știu din ăștia care mă înjură sau mă critică, ar fi refuzat 30.000 de dolari pe lună în 1992 când un apartament nu la unii era 6.000 și puteam să cumpăr în fiecare lună 5 apartamente la fântâni, adică care un apartament acum mai vreo mii, deci aveam în fiecare lună câte un milion. Nu știu câți din ăștia care mă critică, să zic, bă, vrei un milion pe lună să te apuci de jocuri sau uh, vrei să stai pe 25 de milioane. Nu știu câți dintre ăștia ar fi, dar oamenii așa sunt, adică oamenii și udică. Eu nu, cum să zic, nu-i condamn. Toți suntem, uh, suntem ale Dumnezeu, suntem creștini și ne iubim semenii, nu uh, țin ură, nu nimica de multe ori blochez pe deștea frustrați pe canalul de YouTube sau pe TikTok pentru că uh, creează o atmosferă proastă pentru, din respect pentru cei care mă urmăresc și vor să învețe ceva bun sau vor să audă niște chestii bune e deranjant cum avem acum o discuție, să vină acum să intre unul peste noi aici, să înceapă să facă tot felul de semne obscene, să înjure. Chiar dacă mă deranjează pe că am fost în casino 20 ceva de ani, am luat o grămadă de scuipați pe și scrumire în cap, dar cei care se uită la noi vor fi, așa, într-o stare destul de dificilă. O oportunitate foarte mare va, va schimba viața, însă dacă nu aveți această oportunitate de a face bani, de a avea acest talent la uh, business, oare ce meserie ați fi ales? Tot pe partea de comerț sau pe partea economică, pentru că de mic făceam tot felul de mici afaceri cu copii, schimbam tot felul de chestii, vindeam tot felul de chestii, adică și în Timișoara în facultate, părinții mei fiind la țară, aveau un venit cât de cât ok, dar nu ca să pot să mă susțină pe mine financiar, să-mi plătesc, m-am surat din anul de facultate, aveam un copil mic, trebuia să-mi plătesc Chiria la un apartament în Timișoara, aveam niște nevoi mă normale, rog, așa? la 18 Normale ani. și atunci făceam comerț cu sârbii. Timișoara fiind oraș de să veneau sârbii cu blugi, cu vegeta, cu gumă turbo, cu. Nu știu. Ascultați ce. Ce? Dragana Mircovici. Da, <laughs> Lepa Brena. Da, da, da. Și mi-a plăcut doamna, așa cum îmi place, așa cum ascult muzică sârbească, foarte mult. Eu vin prieten și cu Dan și el a dus privat pe Goran Bregovici, aici în. Mare influență An... are în România. Da, da. da. Și. Uh, am fost fan totdeauna Goran Bregovic și muzică sârbească și acum când mă duc în Serbia tot timpul îmi place să mă duc unde e muzică live și să ascult muzică sârbească. și tot mai aveam în, în cap că mai organizez niște concerte niște astea cu grupul uh, uh, de la Constanța, uh, îmi scap acum, care au luat loc locul întâi la Festivalul de Coruri. E... Coral Armonia. Coral Armonia, da. Am făcut la Sala Mica Palatului. Părintele Vlad, nu, cred că e acolo. Da, e, e o acustică extraordinară. La Sala Mica Palatului a cântat și Madrigal acolo, fără, fără amplificare. Și de Și am luat-o pe Paula Seding, a cântat tot felul de melodii de-astea mai creștine, așa, mai pricesne, mai... Pricezne și da, foarte fain. și îmi place tot timpul să organizez asta și am zis că odată o să organizez un festival de asta în zona de Vesta Țării, un festival de muzică de asta tradițională, populară. Sârbia au niște festivaluri foarte frumoase de muzică folclorică. -și cu muzică Îmi place balcanică. foarte mult muzica folclorică. Nu-mi nu plac manele, n-am ascultat niciodată manele. Dar muzica... Eu am și sponsorizat și pe Caliu, și pe Maria Mexicanu, și pe Tarafu de la Verbilău. Și asta am făcut o grămadă de festivaluri. Este muzica okay. la o autentică, autentică. Nu se autentică. Da. Am fost la Caliu, la Clejane, am dansat cu țigani în jurul focului. Am pus și pe la mine pe pe canal, am stat acolo printre ei au venit toți puradei de pe de stradă m-am simțit da, da, da. incredibil de bine de și lor. niște oameni calzi și frumoși și care știu să distreze și asta uh, foarte uh, caliul a făcut un fel de școală în viața lui, nu știu, o notă muzicală și scântă, dacă e cânt Spaganini, acum îți repetă perfect în două da. secunde deci de un e talent, talent de generație extraordinar de, de, de talentat omul ăsta și am organizat cu ei o grămadă de evenimente de astea și am, am făcut și mi-ar place să fac un festival de asta, de muzică tradițională adevărată. Țineam că am organizat și concertul ăla lui Cornelia și Lupul Renic de 25 de ani de la așa și am adus, ei cântau cu grupul Pindu Cornelia. și Da, cu Gigi Sima. Da, cu Gigi Sima și au venit copiii ăștia care sunt foarte talentați, au formații de astea așa și am venit și cu Cimpoiu prin sala palatului, a fost Gaida. foarte... Da, da. Foarte fain. Mă bucur tare mult că am găsit și eu un fan al muzicii balcanice și muzica muzici, al muzicii armonești. Dacă știți de Pindu și Gigi Sima, sunt liniștit, adică vorbim pe aceeași <laughs> unde e ok. Mă bucur să aud asta. Da, foarte interesat. Înseamnă că în următoarea perioadă urmează să organizați niște concerte și probabil și alte acțiuni caritabile sau. Păi, eu tot timpul, adică nu e bine să te lauzi, că nu e ok, dar ca, ca să poți să. să faci o cale în ceruri, trebuie să oferi, tot timpul am spus oamenilor, sunt, am o grămadă de amici care sunt mai bogați decât mine și le-am banii ăștia care ne-a ne Dumnezeu nou mai mulți decât celorlalți, nu sunt pentru noi, nu sunt destinați nou ca să mai îmi cumpăr încă 5 mașini în colecție sau ceva. O dai mai departe. Noi am fost aleși de Dumnezeu ca să fim niște intermediari și banii pe care îi primim noi trebuie să îi mai departe. Nu zic să îi dai pe toți sau să rămâi sărac și tu să dai nu știu câte milioane și să uh, cauți pântomberoane, dar o bună parte a banilor Pot să-i donezi pentru că tot nu poți să-i și tot n-ai nevoie de ei și nu contează că mor bogat sau sărac, tot acolo ne ducem toți și nu... Și atunci eu tot timpul am făcut acțiuni caritabile din care două, trei fac publice pe an, mai fac o casă unor amărâți, mai... acum am trimis, am făcut o acțiune publică, am trimis niște copii care nu au văzut marea în viața lor și au o vârstă de înaintată și pleacă cum al azi mâine e sâmbătă, nu? Da. Mâine pleacă 70 de copii în prima serie la mare, la costinești, cu tot, tot ce trebuie plătit, cu transport, cu cazare, cu mâncare, cu nu știu ce. Merg în fiecare an de, de sărbătorii la Iași, sunt 2000 de copii în centrele sociale și le dăm un buget să-și cumpere absolut ce, ce vor ei. E foarte dureros și foarte trist, trebuie să fii foarte tare de nerv să poți să stai lângă ei, să vezi că un copil la 8 ani, e, când îi dai 2-300 de ron, acum le-am dat 300 de ron, acum ultima de Crăciun, și fiind fur și în, la, 15 decembrie, te aștept să ducă la roion de jucării, unde e full de mașinuțe, ursuleți, păpuși și mașini cu telecomandă, și să vezi un copil de 8 ani care își cumpără Paris, de cel mai ieftin, periuță din dinți pastă și un șampon. Deci e foarte dureros și foarte trist și... trebuie deci Să vii tare de nervi, să stai acolo acasă, să plătești, să-i vezi copilul aceștia mici și care n-au pe nimeni. Uh... Și ce genul ăsta, da? Na, fac două, trei publice ca să mai îndemn și pe alți oameni. Că toți, bă, dacă să faci dea din bogăția binele, lor. Mulți te critică, n-au făcut niciun bine în viață, lor domnule, binele să face liniște. E ok, sunt de acord. 90% din bine care îl fac, îl fac liniște, dar niște acțiuni mai trebuie făcute publica, alți oameni să ia exemplu și să facă și ei, să contribuie și ei cu ceva. Acum, când am făcut publicația astea cu tabăra de la mare, mi-a scris un bă, dar tu câți bani ai dat? Tot ne pui pe noi să dăm bani, adică. am genul ăsta de. Tot asta e problema. Tot nu-mi să nimic. Da, că câți da. bani da. aveți. Nu -am, -am, am dat nimic, eu n-am dat nimic, doar faptul că am pus pe YouTube și. De aprecia okay, și da. un mare respect pentru dumneavoastră, pentru că altfel îi provocați și pe cei care au câștigat prin forțe proprii sau prin destin sau prin oportunități de afaceri au o situație mult mai bună și învață și ei să dea din puterea care li s-a dat, li s-a îngăduit de la Dumnezeu cu nu au primit de Unu și doi, cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Că toți au zis, bă, tu, tu, îmi scriu mulți când mai public de o asta caritabilă, cum a și la ea și atunci, a zice, bă, dar tu ai de unde să dai, eu n-am de unde. Zic, Dumnezeu chiar dacă e sărac, o pâine cu o margarină, tot găsești cât ai fi de sărac să ai salariul minim pe economie, ai o franzelă pe acasă și niște margarină de aia cea mai ieftină, unge pâinea cu o margarină și vezi un sărac de acolo care stă afară și n-are ce mânca și a ajuns pe stradă, nu din vina lui, că așa a fost complex în sau conjunctura, dă feria de pâine să mănânce și el ceva, că i-a mărât și poate l-a mâncat de două zile și Dumnezeu îți va da 10 vreo zile sau 20 într-un timp scurt. Așa este. Pentru asta o să mulțumim și noi astăzi pentru dineul pe care îl avem aici pregătit de restaurantul Nuestra Siesta. Și uh, m-am gândit pentru că mă tot gândeam. Uh, cum se numește Nuestra? Nuestra Siesta. Siesta, știu ce înseamnă, dar nu este noastră? Nuestra siesta vine de noastră? la de a noastră, da, de la spaniolă. Eu cred că în spaniolă. Eu straf. sunt praf la limb străine, învăț extrem de greu o limbă străină și uh, uh, uit foarte repede. Când m-am dat din Timișoara în 92, vorbeam germană, fluent, sârbește și puțină maghiară. Uh, neavând cu cine să mai vorbesc aici, că vorbează de 30 de ani în București, am început să învăț engleză și am rămas doar cu engleză. Acum dacă mă duc în Croația cu barca vara și stau două săptămâni, încep să vorbesc chiar în sârbește. Adică Vă mai știu. ușor. Și germania, dacă stau mai multe zile prin Germania, încep să o mai rup așa că cât de cât să nu mor de foame. Să... Na dar uh, acum ne-am luat o casă în Tenerife de vreo câțiva ani nevastă mi-a început să vezi spaniolă, e o babă nu știu nimica, nimic praf nimic 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 și nu, aveți re nu alte, reușesc alte calități și soția dar noastră să să... vă completează sunt uh, sigur. Uh, am înțeles că oamenii cu ureche muzicală învață mult mai ușor o limbă da. străină Pentru că eu nu am vodor de care... muzicală deloc deloc sunt praf e vorba de intonație de muzicalitate sunt mai multe lucruri da. care au loc într și în nu reușesc să, nu reușesc adică noroc că sunt foarte mulți străini mutați adică sunt 100.000 de englezi care s-au mutat în Tenerife și tot lumea vorbește engleză acolo. Că altfel nu știu ce făceam. Adică mă frecam pe burtă dacă mi-era foame sau făceam așa dacă mi-era somn sau nu Voi să dumneavoastră, sunt sigură. <laughs> Legat de asta, m-am tot gândit să vă doresc un, un mic cadou de apreciere pentru că ați venit la mine la podcast. Pentru mine este o foarte mare onoare și... N-am unde să mai pot încă o mașină, mi-ar fi plăcut. <laughs> Am ales să, să, vă ofer un produs al sponsorului nostru. Este vorba despre Darvari Garden. Este vorba despre un ulei de măsline extravegin, presat la rece, produs de foarte în bine. Tur. Și, și ce este foarte important este vorba despre eticheta cu icoana Sfintei Crescune. Etichetele pun după ce scotul eu, <laughs> eu din Turcia. <laughs> nu o problemă cu asta, <laughs> pentru că onorul este profund creștin-ortodox și nu are o problemă. Ce este important. Că păi este... da, turcii nu sunt creștini ortodoxi nu? Turcii nu sunt, dar păi este, este proprietatea lui, deci el poate să fie creștin-ortodox oriunde. Și vreo, apropo de creștin ortodox, Sfânta Împărăteasă Irina. Irina este cea care, dacă mergeți în Istanbul, Biserica Irina este una dintre cele mai, cele mai vechi și poze de acolo. biserici ortodoxe din Istanbul și este numită și împărătoasa icoanelor, pentru că a fost o mare părătoare a icoanelor. Mulțumesc mult de tot! Și pentru că suntem și în marele post, vă invit să-l degustați, Mulțumesc. este un ulei premiat cu foarte multe premii în aur și argint în lume. Mulțumesc Și mă. o să vă placă. arată foarte bine și ca și prezentare. Eu mă uit din punct de vedere comercial și, estetic, și marketing și, comercial, și, da, și da, da. ca semnificație cel care deține brandul Darvari Garden este și unul dintre moștenitorii schitului Darvari din București, așa că are o profundă afinitate religioasă cu atât mai mult. Foarte fain arată. Mulțumesc frumos! Cu mare dragă, sunt sigură că o să-l degustați. Fiecare invita dați câte o stică de asta? De am început acum și cred că o să fie un partenerat pe o, lungă durată. lungă să durată. vreo 10 episoade, să mai privesc și <laughs> da. <de -o. laughs> Îl găsiți în, în shop-ul lor de pe darvari.garden și în alte magazine gourmet, dar este e un produs aici premium. În România? Adică este în România? Se poate în România? Se găsește nu? în România, în magazinele gourmet și cred că este și pe mag. Foarte bine arată. Mă bucur că vă place. În curând o să iasă și uh, Ana Comnena, pentru că practic a creat 10 branduri cu 10 împărătese și Sfânta Ana Comnena o să urmeze, așa că o să vă țin la curent cu următorul. Da. Următorul Noi brand. Suntem mari consumatori, eu duc de la Atos, pentru că și acolo fac uh, părinții ulei presat la rece. Da. Și tot timpul că mă duc la Atos, aduc 5 litri, 10 litri, 20 de litri adică, și folosim și la candele acasă. Eu am o mică capelă în curte și aprind candela tot timpul și atunci folosesc doar ulei de Foarte bine! Măsline. Vă recomand să-l să gustați și vreau să vă spun că știu că sigur că s-a donat foarte mult și noi am donat la, la Atos acest ulei și având în vedere că se arde în candelă, acela este cel mai bine utilizat, uleiul de măsline, nu uleiul natural de floarea soarelui și având această componentă religioasă, de asta m-a și plăcut brandul, pentru că vorbeam cu Damian despre Imperiul Bizantin, așa am aflat și mai multe despre Sfintele Împărătese ale Imperiului Bizantin. Păi ți-am zis că Damian a început un doctorat raportul da. Imperiului Bizantin cu Imperiul Mongol, a lucrat vreo patru ani și după aceea a dat seama că de fapt nu asta îl vrea și a renunțat la munca de patru ani și a început din nou. Când am fost în Mongolia, eu luasem un ghid, că eu totdeauna când mă duc undeva, fac vloguri, eu de am și crescut pe YouTube, dar am o ceva de vreo 20 de mii de abonați, pentru că în momentul când mă duc în afară, iau un specialist. Sunt mulți vloggeri care s-o să... am 2000 de abonați de 5 ani. De el merge pe acolo și zice, uite o casă, uite o găină, uite două femei pe stradă, uite un om și două femei. Deci omul nu are ce să vadă, că au fost deja 20 de vloguri pe ce Ceva relevant. Și, uh, e ca și cu podcastul, cam sunt, să zic, 200 de oameni care au ceva de spus în România sau în București și se tot plimbă pe la toți. Dacă nu știi ce să-l întrebi tu ca și gaz de podcast n are cum să-ți crească canalul. Pentru că dacă tu pui aceleași întrebări, că toți mă acuzat, domnule, dar uh, Constanescu a spune aceleași povești. Păi dacă mă întreabă cum mă cheamă, nu <laughs> pot să spun la tine că mă cheamă Sorin, mă duc la următorul podcast, mă cheamă uh, altfel, Marius sau nu știu ce nume, mai impun, știi? Adică totul depinde de tine, e tu eu ce mă întreb, ca să pot să ai un podcast de calitate și să uh, mă descoși, că na, vorba e la 50 ceva dar ani, am ce povesti. Nu cred că am povestit tot un 10 podcasturi sau un 20 la câte am fost. Dacă tu știi ce să mă întreb și uite, îmi place că am avut o discuție diferită față de ce alte podcast până acum, o discuție mai spre creștinism, spre familie, spre biserică, n-am mai discutat chestia asta. Deci, bravo ție că ai venit cu ceva nou, știi? Dar uh, sunt mulți care întreabă aceleași lucruri. Da, câți bani a câștigat cel mai mult la casino? Da, da, câți bani Pentru că au doar interesul despre da, Nu știu ce, da? Tot e legat de bani, știi? De, oamenii trebuie să înțeleagă că nu banii sunt în prioritatea noastră maximă, ci credința, familia uh, și așa mai departe. Cu banii se duc, uh, îi faci, vin, se duc. Uh, da, dorești o mașină scumpă, tot lumea vrea să umple cu un Ferrari, cu un Lamborghini, după două stămâni ca și cum ai luat Codace, pentru că noi ne plictisim ca oameni de orice și de oamenii de lângă noi ne plictisim, da, de un, un, un fier sau de un bun material sau de un televizor sau asta te plictisești deja, nu mai ai bucuria aia pe care o trăiești oricând, oricât câte și dacă ești sărac, și dacă ești bogat, când mergi la Atos, e bucuria care Dumnezeu ne oferă la absolut toți, indiferent de averea pe care o avem noi. Dar aia nu se compară cu nimic, nici cu Ferrari, nici cu mașini, nici cu nimic, absolut. Vedeți, de asta am numit acest podcast Armonie, pentru că pentru mine armonia este un cuvânt care ține de echilibru, fie că e vorba despre echilibru financiar, echilibru între minte, spirit și corp, dar echilibru uman și atunci a când îți dai seama că tu depinzi de Dumnezeu și că nu ești singurul pe pământ, buricul pământului, este un mare lucru. Și de asta am doresc să invit tot timpul persoane care au ceva de dăruit societății și care contribuie la o mai bună educație creștină și, în primul rând, să readucem în, în principal, în atenție, familia și nu doar banii. Și de asta v-am invitat astăzi aici să vorbim din perspectiva unui om bogat care ține foarte mult de familie. Familia și credința ne țin uniți. Eu așa am și pus pe canalul meu de YouTube... Uh... Logo, o să zic așa, familia și credința ne țin uniți pe noi oamenii. Când distrugi cele, astea două, oamenii devin sclavi. Pentru că de aia a fost și campania asta împotriva bisericii și împotriva familiei și se promovează tot felul de alte chestii în afară de familie ca să putem să fim cât mai dezbinați, cu cât omul este mai dezbinat, cu atât e mai ușor de controlat. Pentru că în momentul când mergi la biserică, ești într-o comunitate de oameni, acolo suntem uniți, toți ne cunoaștem, ne cunoaștem copiii, ne cunoaștem familiile, mai avem și alte extractivități în afară de biserică. Când fiecare suntem de capul nostru, cum sunt occidentali, că ai plecat de la muncă și te-ai închis acolo, sunt oameni, povestesc cu români din diaspora care sunt de 10-20 de ani și nu-și cunosc vecinii, din stânga și din dreapta, pentru că n-au spus nici măcar buniz, bună ziua sau ceva, nu sunt reci ei, dacă te uiți acum și în Olanda și în Germania și peste tot, sunt concerte de astea de muzică rock în biserici, sunt evenimente Horror. în biserici și tot felul de asta. Și atunci e foarte ușor de manipulat societatea care nu mai este unită, nu mai trăiește într-o comuniune, într-o comunitate. Deci familia și credința sunt ultimele două redute. De-aia a fost și campania asta plătită. Am o grămadă de, de prieteni care sunt patroni de trusturi de presă. Atunci când a fost cu spitale și catedrale, au venit foarte mulți bani de la ONG-uri de afară plătit pentru campania asta, pentru televizor, au plătit actori, au plătit. Ca să distrugă persoane familia, publici, societatea. Au plătit persoane publice ca să spună că vrem biserici mici din lemn, că nu vrem dalea, că nu vrem dalea, tocmai ca să își deci piardă oamenii încrederea în instituția biserică. Pentru că asta a fost cu un scop, nu? Uite afară dacă te duci. Filmul a fost preot în Norvegia aproape 2 ani de zile. Era o parohie la Olesund în Norvegia, că e o comunitate de care lucrează pe platformele petroliere și neavând biserică construită, ci doar parohie, trebuia să închirieze diferite biserici protestante sau foste protestante, că nu era biserică acolo, se organiza. De multe ori au refuzat pentru că au zis, domnule, avem un, o discotecă, vine DJ-ul și pune muzică, nu putem să-ți dăm ție să faci slujbă sau ceva. Adică cam în direcția asta se duce Occidentul sau îmbracă, sunt obligatorii în multe țări europene, la școală, băieții odată pe lună să îmbrace în fetițe și fetițele în băieți. Vai de mine. Am mulți amici Noi care s-au mutat aparați. din țările respective și au zis, băi, am plecat de acolo pentru că nu pot să-mi văd eu băiețelul meu de șapte ani, de zece ani, îmbrăcat în fetiță să-l la școală. Da nu pot să trec peste asta, adică în psihic nu pot să trec peste asta. Și au plecat, noi suntem creștini, noi suntem iubitori de biserică, de Dumnezeu, noi suntem grădina Maicii Domnului, nu trebuie să acceptăm cu orice preț și dacă murim de foame, adică noi am început acum să vin șantajați de Uniunea Europeană să nu știu cine, că trebuie să acceptăm niște chestii, că altfel nu mai primim ajutor. nu mai primim mor de foame, mă sacrific ca și creștin, dar niciodată nu o să accept mizerile astea care vin din Occident, niciodată nu se pot accepta așa ceva. Cu orice Pentru... și cu orice preț. Pentru tinerii care ne urmăresc și care poate că n-au atât de multe repere, nici morale, nici creștine. Aș vrea să ne împărtășiți din poveștile care v-au impresionat, mă refer la mari sfinți. Poate ne recomandați câteva cărți, materiale, părinți pe care să urmăm pentru că acest har al duhovnicului. Zâmbesc pentru că eu am foarte mare evlavie la Sfântul Paisie Aghioritu și merg la Atos tot timpul la Coliba acolo, cum, spunea Sfântul, la Coliba, știi? La, e un mică o mică clădire cu un paraclis foarte mic acolo înăuntru și de când am început să recomand că toți ziceau, eu devenind influencer, cum ai sunt drăghilii drăghilimele influencer, persoană cunoscută, publică, așa, totul lumea îmi spune, recomandă ne o carte de dezvoltare personală, că oamenii sunt învățați să citească cărți de dezvoltare personală. Nu vreau, vreau dezvoltarea sfinților. Trebuie să spun, și eu zic, cea mai bună carte de dezvoltare personală, chiar dacă ești ateu și chiar dacă nu crezi în Dumnezeu sau în Sfânt sau în Biserică, citește Viața Sfântului Paisia Ghioritu. Zic, dacă citești Viața Sfântului, Chiar dacă nu o să te îndrezi spre biserică după aia, dar sunt atâtea învățăminte utile pentru viață, încât uh, o să schimbe viața, pur și simplu. Deci mie mi-a schimbat uh, viața și principiile de viață, cartea respectivă. Am recomandat-o și la un moment dat îmi scriu oamenii după vreo șase luni după ce am recomandat-o. Domnul Costescu, nu mai recomandați cartea, că nu se găsește nicăieri. Zic, mă, dacă era plin peste tot, până libării, până astea. Și uh, am căutat pe net, într-adevăr, să i peste tot. Că oamenii m-au ascultat și au cumpărat-o. Și mulți mi-au scris, domnule, ai avut dreptate, mi-a schimbat viața cartea respectivă. Și uh, mă uit cine a tipărit-o Editura Evangelismos -ev 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 uh, uh, Și sunt la editură Zic, doamne, vreau să vorbesc cu directorul sau cu patronul Și mi-l dă la telefon Zic, domnule, zic, uite, așa, așa A, ah, păi și din cauza nu nu Am ținut cartea asta trei ani de zile pe rafturi Nu s-a vândut deloc Nu s-a vândut deloc pe și cine zice, trebuie. Și zic, domnule, dar mai tipăriți-o. Zic, da, 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 o tipărim. Zic, dacă crezi că nu puteți sau nu aveți posibilități sau nu aveți timp sau asta, dați-mi drepturile, plătesc eu și o să dau gratis oamenilor cartea respectivă. Că am mai dat cărți gratis, adică n-ar fi primată. Nu, că o tipărim. și am mai făcut 500 de exemplare, cred că în maximul s au epuizat și alea 500 de exemplare. Asta înseamnă și fii lider de opinie. Da, asta da. am recomandat-o pentru da. dezvoltare personală, viața Sfântului Paisia Ghioritu, pentru că mie mi-a schimbat viața și dacă eu niciodată nu dau exemple, doar din auzite sau ceva. Trebuie să fi trăit eu sau să fi gustat eu produsul respectiv. Eu niciodată nu să se pot să promovez ceva care n-am gustat eu sau n-am... Mă cer de multe ori cu tot felul de influență ăștia care îi cunosc de pe net, care fac reclamă pentru o postare dacă ai... Cum am eu, doar pentru bani. Deci dacă ai cum am eu 300.000 de urmăritori pe Instagram, la fiecare postare primești între 1.500 și 2.000 de euro. Și acum a tu și zici, bă, pune și mie platou ăsta, sau pune și mie uleiul ăsta, sau pune, paharul ăsta sau, pune paharul ăsta, sau telefonul ăsta. Dar tu nu l-ai testat. Și m-am cedat cu fetele astea foarte cunoscute, nu le dau numele aici, amice cu mine, prietene, care au provat, de exemplu, acum un an sau doi, un ceai de slăbit, care era o apă chioară ordinară și azi la una, zic, băi, X, ai băut? Păi n-am băut o sorin. Păi zic, păi, mi-au dat bani. Păi e prostituție deja, nu poți să promovezi un produs în care nu cred. Nu poți să fac chestia asta. Sunt astăzi foarte, foarte, foarte doar pentru bani. Influencer care promovează sau de -astea de machiaj sau tot felul, după aia faci tot felul de iritații și de asta ies bube pe față că ai primit tu bani să promovezi. Sau, e foarte greu să-ți construiești o imagine publică, bună, și o pierzi într-o secundă, pentru că recomand într-un produs în care unul pățește ceva, intră la spital sau ies bube pe față și s-a terminat cu lumea, îți pierzi credibilitatea, nu mai are încredere în tine. Dacă te duci pe o cale, te du-te pe calea aia, pentru că aia e calea cea bună. Nu fă compromisuri doar pentru bani. Pentru că în momentul când faci compromisuri pentru bani, te prăbușești imediat. Am, am, discutat, am fost invitat la o conferință de business la Brașov cu Felix, cu patrou de la Fan Courier și cu cel de la Five to Go. A la Bizi, da. 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 Și cu Monica Munteanu care se ocupă de influenceri. Și am avut o discuție cu Monica în care a zis, ia, în momentul când vrei să-ți provezi afacerea, să recomandă că tu... Zic, Monica, e foarte important ce influență recomand, depinde și de afacere, pentru că omul a muncit în de să-și creeze o afacere, să facă un business, dacă influențele ăla este implicat într-un scandal sau mâine se întâmplă ceva și apare o știre negativă despre el, automat lumea îl asociază cu afacerea respectivă și patronul ăla, după ce a investit nu știu câte milioane, și pierde afacerea într-o secundă. Și și invers. Dacă eu ca influencer mă duc și fac reclamă la un produs și a doua zi moare unul din cauza produsului ăsta, mi-am pierdut credibilitatea. Deci e foarte foarte sensibilă colaborarea asta între un influencer și un business. Că e restaurant, că e o fabrică, că e un produs sau ceva. E foarte, foarte important să verifici exact ce promovezi pe pielea ta să testezi tu, să zic, eu în momentul, eu în cel am bani pentru că am bani și primesc două, trei propuneri pe zi să fac o postare pe 1500-2000 de, nu mă interesează niciodată, că am 300.000 de oameni pe TikTok, 300.000 pe Instagram, 100.000 pe, deci am vreo 7 800.000 de oameni care mă urmăresc tot timpul spre milion, așa de exemplu pe YouTube, de, 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 chiar dacă am 120.000 de abonați, să zic așa, care s-au abonat la canal, mai sunt încă vreo 400.000 care mă urmăresc fără să fie abonat sau ceva, adică sar de milion, bine. Și ți-am zis, dacă baci hashtag Sorin Constantinescu pe TikTok, am 220 de milioane de vizualizări. Pe, Foarte așa. bine. Și atunci aș putea să fac enorm de mulți bani, dar nu aveți nevoie de bani. să-i dau... Uh, nu, dar zic, bă, la un moment m-am gândit, zic, hai să uh, mai fac niște bani și să-i donez pe toți până la ultimul leu în scopuri caritabile. Dar zic, nu pot să fac bani ăștia cu orice compromis sau cu orice, cu orice risc, preț. pentru că îmi pierd imaginea. Adică n-aș putea promova un om, un produs, ceva, de care eu să nu-l fi verificat, să nu-l fi testat sau să n-am încredere. Acum de când sunt așa de cunoscut și uh, am așa de multe vizualizări așa, mi-au propus tot felul de oameni politici, pentru că am invitat doi, trei oameni politici în care am crezut eu că spun bine, cum a fost Cristian Terici, care a fost împotriva vaccinilor și așa, și a zis, bai să-l chem, pentru că mi îmi place discursul omului ăsta, sau Spune Ana Maria Gabrielă care tot așa se luptă în Parlament acolo, cu s-a luptat cu fire acum, cu legea asta, că sunea copiii de acasă, știi, că a fost cadalul ăsta cu PLX, 145 sau cu ceva. Și mi-au plăcut de ei și am invitat, nu neapărat ca să le fac reclamă ca politicieni că o să candideze nu știu unde, dar mi-a plăcut modul lor de abordare și cum privesc lucrurile. Și am chemat și văzând alți politicieni de mai proastă factură că i-am invitat, zice, domnule, nu e și pe noi că îți dăm bani să ne vadă lumea să asta. Zic, domnule, nu fac așa ceva nici dacă mor mâine și mor de foame și mă întind pe jos, n-aș putea să chem un om doar pentru bani sau doar ca să se promoveze omul respectiv. Nu asta e scopul podcastului meu, dar am și pus oameni cu cord, credință, onoare, respect, dragoste. Astăzi principiile fundamentale după care trebuie să ne bazăm. Nu uh, am chemat pe cineva pentru un interes material sau să fac... Uh, de, audiență! De, de audiență, da. Că lor li se pare foarte suspect și pe YouTube. De exemplu, Mongolia, o țară foarte scumpă, unde a fost cu Damian. Vlogării de obicei, 90% din vlogării care au canale de YouTube, trăiesc din asta. Adică ei tot timpul merg pe low budget, stau la hoteluri mai ieftine, își au bilete de avion mai ieftine low cost, ca să poată să le rămână niște bani. Adică să YouTube cât plătește să le rămână un plus. Eu, de exemplu, în Mongolia cu Damian, m-a costat 10 zile 30.000 de euro excursia. Și atunci am câștia, am pe vlogurile care am făcut de la YouTube, am primit 1.500. Deci... <laughs> ca să înțelegi că am care diferența. Nu ați de... făcut acolo rentabilitate, clar, nu. Deci nu v-a ieșit pragul și de rentabilitate. Așa Și peste tot. Am fost în Vietnam, în Cambodgia, peste tot, peste tot. Tot timpul am fost pe minus sau pe asta, pentru că scopul meu a fost bă... Nu orice român își permite să meargă în Mongolia, să arate oamenilor cum trăiesc oamenii ca cu 2000 de ani, fără telefon, fără internet, beau lapte de apă fermentată, băut Damian de la rac de mamă, mamă, de 12 grade. Să te uiți pe vlogul eu <gri> de, de Mongolia. De și într-un cor de la cum stau Mongolia acolo, într-o iurtă, de aia era Damian cu niște mongoli, erau beți scriți acolo și cântau și beau lapte de la cu, își puneau cu castronul din, <gri> Nu, nu vreau să văd asta, reația da, Și acolo ca cu 2000 de ani Deci mergeam cu mașina pe un drum de la de pământ Erau cadavre de animale pe stânga și pe dreapta Și vulturile uriași, cum vezi pe filme, mușcau din uh, alea Și noi ocoleam cu mașina Cam așa am fost prima un golea pe acolo Eu sunt foarte comod, de felul meu comod. Nu sunt fițos, dar m-am învățat Cu un stil de viață bun Adică da. când zbor, zbor doar și la Și la sau cu... la hotel? Uh, am stat și la cort. Ah. Am stat în Ulan Bator la un hotel de ăsta de fiții de 5 stele foarte mișto, shangri la care e un, o rețea foarte bună, au și la Londra, după care am dormit în cort. Și în cortul ăla acolo, pe mijloc, are o gaură de aia ca să scoate burlanul de la sobă, știi? Da. Pentru că e deșert și e foarte frig. Intră tot felul de băzdăgănii, de insecte, de gândaci. Eu seara s-o obișnuit în momentul când, înainte de, de culcare, să-mi deschid tableta sau laptop, o să mai fac niște chestii, știi? M-am pus în pat frumos, am stins becul, am deschis aia, s-a umplut ecranul negru de paian și de insecte. Nu știam cum să închid mai repede. Zic, bă, închid, acum închid pe 20 de insecte, de le găsesc dimineața pe tastatoră pe aici. Deci cam așa era Mongolia, știi? După aia ne-au dat ne-au făcut o oaie de aia la groapă cu mănâncă ei și la oaspeții de onoare trebuie să mănânci ochii la oaie. Eu habar n-am venit. Îți no. Arăt poză, no, să no. vezi. <laughs> și, nu <laughs> cred. Da. Și când, când am, uh, au terminat oaia de așa, noi fiind oaspeți de onoare, că restul erau localnici, am venit cu capul la mare de oaie, cu dinții afară, așa și cu ochii aia și mi-a pus pe masă, please, sir, eat. Eu, nu știam ce să fac, zic, bă, nu mănânc, poate mă... <laughs> Să supăr oamenii ăștia care sunt super de treabă. În ta cu atât, bă, zic, mănâncă tu la <laughs> da, Era... Îți arăt după aia, după ce terminăm podcast, să vezi capul ăla de oaie, cum arăta sau ceva, știi? Creepy. E foarte important să mergi să vizitezi cât mai multe țări, pentru că vezi culturi, diferite mentalități, diferite oameni, diferiți și înveți foarte mult, știi? Te ajută foarte mult în viață chestia asta. Adică mai mult decât școala. Școala, să zic facultatea, am făcut trei facultăți, te ajută 20%, te ajută networking, că cunoști colegii, tăi, vor deveni tot felul de manageri, de nu știu ce, de șepe undeva în diferite domenii și te folosești tu, de altul, mai dai un telefon, te mai sfătuiești, e foarte ok. Dar învățătura e tot din școala vieții, tot din practică, tot din asta de aia afară că tot discutam de sistemul de învățământ și revin, după anul 2 fiul care a făcut computer science în Anglia, l-au trimis la internship și a lucrat la Oracle sau nu mai știu la ce firmă de astea mare și după aia când termini facultate deja tu ai experiență și plus că te-au remarcat ea la care ai lucrat și te angajează chiar ei acolo să facă o ofertă de job. Dar la noi termin facultatea, și ajungi la McDonald's. Și ajungi la McDonald's că zice, domnul nu angajăm fără experiența. experiență. Exact. Păi și ce zice de experiență Sau mentalitatea asta greșită a părinților. Mă sună mulți. Zice, bă, tu ești acționat nu știu câte firme. Adrian, fiul meu, azi, eu angajat -o și pe el șef pe undeva. Zic, bă, un șofer zic, zic, ar trebui, nu șef. Râde lumea de el, pentru că tu, eu nu pot să fiu șef peste niște oameni care eu, eu nu știu ce fac ei. Înțelegi? Din păcate, asta este România, da. Eram director la Hilton și veneau cea mai tare școală de turism, asta e la Luzan, în Elveția. da. Și veneau oamenii de acolo, făceau șase luni intership, șase luni făceau teorie la Luzan. Aha. Șase luni veneau în Hilton la noi, începeau spălat vase, întins cerceafuri, housekeeping, cameristă. Skipping, cameristă. Pentru că tu în momentul când devii manager trebuie să știi de toate. Adică tu nu poți să-i faci observații la o cameristă că n-a pus cerceaful, nu știu cum, sau pende, dacă tu nu știi cum ar fi trebuit să le pună. În plus de asta, subordinea nu te respectă niciodată. Dacă, tu, dacă ei văd că tu știi mai puțin decât ei, de obicei, patronașii ăștia, între ghilimele, români sau menegerii care au ajuns pe pile sau nu știu ce, încep să țipe, să înjure, să amenințe, te dea afară, mă, te omor, te nu știu ce, du-te acasă. Ăla Tipul automat trebuie să compenseze prin lipsa de știința lui. Omul când vede că tu știi mai mult ca el, te respectă fără să țipi la el sau fără să-l ameninți că l dai afară. Te respectă pentru ceea ce ești tu și pentru cunoștințele tale. E foarte important asta, să te respecte pentru cunoștințele tale și pentru, ceeași, pentru caracterul tău. Am găsit angajând mii de oameni la viața mea și când am fost implicat în afaceri până în 2010, am găsit profesioniști de săvârșit, dar aveau un caracter infect și am refuzat să-i angajez chiar dacă mi-ar fi crescut afacerea. Da, pentru că e foarte caracter. mult latura umană. Mai bine am luat pe unul care era, avea un caracter frumos, dar nu știa așa de bine sau nu avea experiență și l-am format eu, decât să iau pe un caracter infect, pe ăla nu mai pot să-l formezi niciodată. El așa este, așa s-a născut și așa moare. Nu mai pot să schimbi caracterul la 30 de ani sau la 35. Și atunci am preferat un om cu caracter frumos, și să-l formez eu și să mă chinui mai mult ca el decât un super profesionist care nu avea nevoie să-i fac nimic, așa l-am făcea bani dacă călca peste cadavre. Adică nu sunt de principiu că facem orice pentru, pentru bani. Călcăm peste cadavre, ne încălcăm niște principii creștine sau creștine, morale sau ceva. Nu, nu n am fost niciodată adeptul ăsta. Asta, asta m-a admirat și mă bucur tare mult că ne-ați povestit asta ca să înțelegem și noi că dincolo de bani există valori. Și dacă ne respectăm valorile și caracterul, dincolo de uh, competențe și influențe, atunci cu siguranță vom putea să formăm și o echipă bună la locul de muncă, și o familie bună cu aceleași valori, și să putem să dăm și noi mai departe această moștenire, exact, exact. această educație pe care dumneavoastră o faceți din banii proprii investiți în vloguri, în materiale, în excursii, tocmai ca să arătați României, oamenilor cei care nu își permit poate să ajungă acolo dar mai ascultă un sfat de la dumneavoastră exact. mai ascultă o glumă, mai ascultă de Paisia Ghioritu, iată deci nu trebuie să avem 80 de ani să fim călugări în biserică astfel încât tu ca tânăr să n-ai nicio șansă să mai mergi la biserică să, să înveți ceva că n-ai de la cine. Există o generație care studiază și care merge la Atos, care învață. Să știți că sunt și tineri foarte mulți care vin la biserică. Mă aici, eu sunt prieten foarte bun cu părintele Ciprian Grădinaru, care e la Paracrisul Catedralei Mântirii și e duhovnicul meu de când era Mănăstirea Sfiasfia, adică de atunci e duhovnicul meu. E o coadă acolo la spovedit. E coadă în fiecare zi, nu, nu neapărat la spovedit, la duhovnicești. sfaturi duhovnicești. sunt nu. mulți care nu se spovedesc și doar cer un sfat părinții au putere de la Dumnezeu, pentru că dacă te uiți dimineața la știri și vezi că niște copii au arși de vis sau că cineva are cancer sau chiar îți povestești un amic, te dă peste cap toată ziua, te gândești doar acolo. Gândiți-vă că cei care merg acolo la părintele și stau la coada aia 2-300 de persoane în fiecare zi, nu merg să-i spună părinții a câștigat loto, am la lotto sau mi-au luat mama Ferrari. Tot lumea cu necaz, cu o boală, cu cineva cunoscut care are da. o problemă și părintele se roage pentru el. Și gândiți-vă că străbă puterea lui Dumnezeu s-a scos două, trei de necazuri pe zi și să te, cum să zic, să fii ok și să te duci acasă să pui capul pe pernă și a doua zi și face chestia asta șapte zile pe săptămână până la două noaptea și de dimineața la 5 de la 6, de la 7. Adică e, e incredibil ce de la Maica forță. Domnului, sigur. E clar am că... Am că am. Uh, și oamenii, cum să zic, îl iubesc și revin la ce spunea la tineri în biserică, dacă vă duceți duminica la Paraclisul Catedralei, o să vedeți cel puțin jumate, dacă nu peste jumate, 20, 25, 23, 27 până în 30 de ani. Adică a adunat niște tineri, familii frumoase, s-au cunoscut la biserică. Adică cunosc o grămadă de, de familii, care îi cunosc personal, că eu fiind na, acolo apropiat de Paracris, mă duc foarte des acolo și sunt o grămadă de cupluri cu copii mici care s-au cunoscut venind la biserică Binecuvântare, da binecuvântarea. Da da, da. da, da, da. Foarte frumos. Vedeți ce da. influență și ce, ce înseamnă influența de la om potrivit? Da, părintele e un clar văzor cu Duhul și cam până de cei mai mari duhovnice care are România acum în... Deci a fost mai, cu părintele lui Cleopa, adică trăi pe lângă părintele Cleopa, părintele Ciprian. Dacă mai spuneți asta, mâine o să fie coadă de <laughs> sute de persoane. Nu, dar cred că nu pot există este cineva, spună. adică părintele nu mai cunoscut ca și... Este foarte cunoscut, da, Nici nu este. ca și mine, pentru că nu pot să mă compar cu părintele nici la unghia de la piciorul mic sau ceva, dar nu trebuie să-i fac eu reclamă părintelui, pentru că, cum să zic, prin faptele părintelui a inițiat o grămadă de campanii, de a, a, donare de sânge și am făcut cu părintele campanie pentru bolnavii de cancer, am făcut concert caritabil la Ateneul Român și o grămadă, o grămadă de acțiuni implicat a foarte, multe, foarte mulți oameni, nu-i fac reclamă acum, doar așa, din stimă și din apreciere și din respect spun toată treaba asta. Spuneați de soția dumneavoastră, doamna Diana, că a terminat vioară clasică și spuneați N a la... terminat, a studiat, a studiat vioară clasică. Adică în timpul liceului avea profesor de vioară și a făcut mulți ani de zile, a fost și la festivalul Ciprian Porumbescu, la... a participat, era la Iași pe undeva și a participat la festival acolo. Deci cânta la un nivel destul de ridicat. Și la, în același timp v-ați exprimat regretul că nu, nu, aveți o afinitate muzicală, în sensul care nu aveți un har în acest sens, nu aveți urechi muzicale sau v-ați dori să îl Nu aveți. poți să fii cu toate în viață. A, asta, asta, mă întrebam. Deci Putem... eu sunt un tip foarte nedemânatic. Orice mă pui să fac, că rup, stric și mi-am dat seama de mic chestia asta. Că mă puneau părinții să ajut la diverse lucruri de gospodărie și vedeam cu degetul de sânge sau îmi dădeam cu sapa în picior când mergeam în grădină. Deci eram total uh, lipsit de talent adică partea asta de făcut lucruri practice cu mâine sau ceva. Și atunci mi-am descoperit vocația asta de business pe parcurs, adică de, de mic copil mi-am dat seama că sunt bun pe vânzări, cum ar veni. Nu știam ce înseamnă vânzări și nu era școală de vânzări sau de marketing sau de educație financiară la Ceaușescu, dar mi-am dat seama că mi-e foarte ușor să conving lumea să cumpere ceva de la mine. Deci, de mici putem să ne găsim vocația, în ce direcție să ne îndreptăm și tot timpul am spus că familia e foarte importantă, părinții sunt foarte importanți, dar dacă vezi că părinții te încearcă să te oblige să te duci într-o direcție în care ție nu-ți place sau nu te vezi peste 10 ani acolo, nu asculta de părinți. Eu am avut niște cazuri, tot în scriu tot felul de copii și mi-au scris niște băieți din vestul țării de undeva, nu le dau numele să de părinții părinților la podcastul nostru și a zis părinții noștri sunt medici. Eu cu fratele meu ne-am făcut o, o, firmă, eu am, sunt în clasa 12 la, la liceu și fratele meu e în clasa 10 ne-am făcut o firmă de filmări pe la nunți și uh, mai avem și un studio de registrare cu artiști locali și ne merge foarte foarte bine, câștigăm foarte mulți bani. Părinții mei vor să mă dea la medicină pentru că amândoi sunt medici, dar mie nu-mi place deloc și nici nu aș putea să mă văd în postura. Ce să fac? Să scuze. M-a durut sufletul să-i spun să, să asculte de părinți, dar i-am spus, nu asculta de părinți. Urmează-ți visul tău, urmează-ți vocația ta. Dacă ție asta îți place și ești mulțumit și ești fericit cu tine și ești fericit cu viața ta, asta fă. De, de, de mic copil sau de la o vârstă fragedă sau chiar din liceu sau imediat după liceu, poți să-ți găsești vocația. Problema cea mai mare acum cu internetul ăsta și cu TikTok-ul ăsta, care e mai mult destructiv decât instructiv, că sunt tot felul de indivizi care încearcă să te ducă într-o direcție greșită, să te să ți explice că poți să câștigi bani ușor. Acum e o modă de tineri și care tot înscriu scriu la 16, 17 ani, 15 ani, înscriu, scriu, eu fac digital marketing. Bă, dar zic, sunt mai mult digital marketing de ăștia decât firme. Toți vindem pe Amazon, toți vindem pe EMAG, toți facem drop dropshipping. La un moment dat nu are ce să mai cumpere, că noi toți facem chestia asta, noi toți vinem, nu cumpără nimeni și atunci nu e o afacere de viitor sau nu poți să-ți construiești o carieră solidă făcând trading pe forex. poți să faci și bănuți într-o lună, două, trei și să-i pierzi a șasea lună. Dar noi în viață mergem pe termen lung, mergem pe 30 de ani, pe 20 și atunci, atunci să-mi construiesc o carieră solidă, să-mi fac o meserie asta și asta doar încercând 2, 3, 4, 5 chestii. Că toți zic, domnule, ce părere ai să-mi deschid o afacere? Am 5.000 de euro, am 10.000, vreau să deschid o afacere. Zic, bă, angajați-te undeva, vezi dacă te pricepi, vezi dacă îți place dacă să prizi experiență și dacă tu te vezi pe tine în locul respectiv, atunci că altfel îți pierzi banii. Învață pe banii altora, nu învăța pe banii lor încercând 2, 3, 4, 5 chestii, atunci descoperi. Facultatea e foarte generalistă, adică nu contează că ai făcut informatică și tu vrei să faci comerț sau ceva. E ok, te-ai educat în facultate, oricum te ajută foarte mult. Dar la un moment dat, după facultate sau în timpul facultății sau la terminarea liceului, cam îți dai seama că în ce direcție ești bun. Când sunt față oglinzii, vezi că ai voce, bă, poate fac o carieră muzicală. am gătit ceva în bucătărie, văd că mă pricep, poate mă fac bucătar, poate mă fac patron de restaurant, poate mă fac ceva. Îți vine. Noi primim tot felul de semne la Dumnezeu. Că e vorba de ce profesie o să ne alegem, că e vorba de cum ne comportăm în viață, dar trebuie să ținem cont de ele. Adică semne sunt tot timpul. Dumnezeu are un plan cu noi, că noi ne facem planuri și Dumnezeu râde de noi, cum zice. Nu? Da, Sau, da. cum a zis Einstein, coincidența este felul Dumnezeu de a, de a rămâne anonim. da, Așa e și în viață. Adică Dumnezeu ne arată calea, doar trebuie să o vedem, să vrem să o vedem, să nu zicem, bă, asta e calea grea, nu mă după calea asta că e prea grea pentru mine, mă după asta ușoară. Nu e bine și o să te întorci tot de acolo ca la, la Nu te supăra frate, știi? Dai cu zarul prost și te duci încă 20 de căsuțe înapoi Deci nu te duci de la început câte o căsuță, câte două mi-a plăcut, cum zicea Șteva Mandachi, și are și la hotel acolo afișat, nu-l cunosc personal, nu-i fac reclamă, zicea, pentru succes, urci pe scări, nu cu liftul. Că, da, adică treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Nu știu dacă e expresia lui sau luată de undeva, habar dar mi-a plăcut foarte mult și tot o repet chestia asta. Adică pas cu pas, doar așa poți să-ți dai seama. Ai urcat cu liftul, ai ajuns sus undeva nu știi cum ai ajuns acolo. Așa am văzut eu cu primul faliment. Bă, am dat faliment, dar ce am greșit? Habar n-aveam, pentru că n-am știam nimic, n-aveam nicio n mică, cea mai mică noțiune de business, de afaceri, de ce că trebuie să reinvestești banii sau asta. A doua oară când am dat faliment, am știut exact unde am greșit, pentru că aveam deja experiență și a fost foarte ușor să-mi repar greșelile și să-mi revin de unde am început. Dar prima dată eram total debusolat și dezorientat că, bă, am avut noroc. Asta e o prostie, cum nu am avut noroc. N-am avut minte, nu că n-am avut noroc, știi. Apropo de oameni de succes, Elon Musk vrea să ajungă pe Marte, Bill Gates inventează noi, nu știu, software de vindecare a diferitor boli. Dumneavoastră unde vreți să ajungeți? Aveți o țintă clară? Ținta mea ca și creștin, practicat este mântuirea. Asta ar trebui să fie ținta oricărui om care crede în Dumnezeu și merge pe o cale creștină, să se mântuiască. Asta e cea mai important. Pentru asta luptăm toți. Unii reușim, alții nu reușim. Dar a, a, și eu sunt departe. Sunt un om păcătos, sunt un om cu vicii multe, sunt mai am mult. Calea este lungă și grea, dar ținta asta este. Adică dacă îți fixezi o țintă, chiar dacă caz, chiar dacă ai tot felul de încercări, de tentații, de ispite sau ceva, du te târăști pe coate, pe genunchi și până la urmă trebuie să-ți atingi ținta, cumva. Că asta e ținta mea, mântuirea Adică nu am altă țintă. Ați făcut parte dintr-o lume în care ați văzut foarte multe lucruri De la ispite încercări până și la oameni încercați de viață Care se luptau să renunțe la această dependență de jocuri de noroc Și ați făcut foarte multe specializări la Las Vegas pe psihologia jucătorului Care este modul lui de gândire și de ce ajunge acolo? pe aceeași problemă ca și cu țigările, ca și cu alcoolul, ca și cu drogurile. Căutăm să ne creăm o stare de fericire falsă, cum ar veni. Că pe mulți, eu am fumat 20 de ani, că eram în cazino și fumam 3 pachete de balbor roșu pe zi și la un moment dat am zis, bă, dar eu mă omor singur, adică când m-au apropiat de biserică, a zis eu practic mă sinucid și Dumnezeu nu vrea ca eu să mă sinucid pentru că eu mare păcat și trebuie să mă las de țigări. Și a doua zi n-am mai fumat, nici n-am mai văzut nicio, toți mai fumat, bă, dar -am mai fa și un trabuc, ceva că știți, în casă, n-am mai pus gura pe țigară. De loc, încă 5 ani de zile după ce m-am lăsat de fumat, mă veseam noaptea că sting țigări în scrumiră și mă trezeam transpirat speriat. Eu, orice dependență e foarte periculoasă pentru că noi nu mai suntem independență. În momentul când avem o dependență, dependența ne controlează pe noi ca indivizi, indiferent că e vorba de jocuri de noroc, de alcool sau de ceva, nu mai avem libertate. În momentul când eu nu am nicio dependență, am o libertate a mea în care pot să decid eu pentru mine. În momentul când sunt fumător, nu știu, disperat să mă duc să plec repede să fumez o țigară, să îmi aduc aminte când fumam și făceam școala în Vegas pe vremea aia, îmi venea să ies pe geam la avion să fumez o țigară sau îmi venea să dau 1000 de dolari și ardezi, să mă las să fumez în veceu Deci mă gândeam tot acolo la țigară. Un om care e dependent de ceva se gândește tot cum să satisfacă dependența respectivă. că Căi la că căi la... și în subconștientul tău îți dai seama de dependență. Sunt oameni care luptă și zic că gata, băi, sunt dependenți, nu mai sunt de capul meu, nu mai sunt liber, vreau să scap de asta, să mă opresc dar sunt oameni care se complacă în situația asta, că îi zic de mult, bă, dar de ce mai fumezi? Că faci cancer. E, da eu mă simt bine când fumez și îmi dă o stare de fericire. Așa și cu jocurile, așa și cu alcoolul, așa și cu toate. Impresia asta falsă că este mai fericit decât ceilalți. Și uite și drogurile, toți vedem la televizor câți copii nenorociți, câți ajung în spitale, câți le cad dinții, se sinucid, mor. N-au cum să scape de chestia asta și totuși foarte mulți copii consumă droguri, chiar dacă sunt atâtea situații de-astea tragice și avem exemple, ca și cu jocurile, vezi că s-au nenorocit tăia, că și-au pierdut casa, familia, de Casa, nu știu ce, familia, îmbolnăvit. mă întrebai de jocuri, la noi și mentalitatea asta este europeană sau balcanică în care noi mergem la jocuri să câștigăm bani și atunci în momentul ăla când mergem la jocuri să câștigăm bani intervine frustrarea că n-am câștigat și începem să ne împrumutăm. Și nu mai putem să ieșim din cercul ăsta. Afară, în Occident sau în America, omul zice, mă duc la jocuri să mă distrez. De-aia sunt jocurile făcute. Jocurile sunt de pe vremea egiptenilor, înainte de Cristos, când se jucau egiptenii cu zaruri de uh, oase de animale, un fel de barbuce jucau deci pe acolo. Deci percepție diferită. Chinezii au inventat ruleta până în 1500 și ceva. Nu poți să zici că gata, de mâine interzic jocurile și nu să mai joace lumea și am scăpat de dependență. E o prostie. Trebuie să le ții sub control, să le limitezi și să conștientizezi oamenii că jocurile sunt făcute doar pentru distracție și nu pentru câștig dacă tu ești corect ca și organizator și faci un program bun de joc, responsabil, uh, nici nu mai ai mustră de conștiință în care tu atragi atenția oamenilor. Oameni buni, am deschis nou sau sala de păcănele ca să voi să vă distrați, să veniți să uh, stați o oră acolo pe un buget fix de acasă. Americanii își fixau un buget. Veneau în Vegas în weekend când lucram eu la casino Bellagio și ziceam, I'm going to spend 2000 dollar. Deci el mergea să două 2000. Chiar dacă avea buzunarele doldura de, de bani sau de carduri, nu mai scotea niciun leu din buzunar. Se putea abține cheltui da, doar 2000? El adus nu se câștige. Nu te se poți se... abține în momentul că când te deja să La noi merg din sărăcie să câștige bani peste, peste noapte. Exact. Și atunci a... Tu, în momentul când îți propui să iei un examen și l-ai pierdut, ești foarte frustrat. Bă, dar stai puțin, ce am făcut? Am căzut examen, nu e ok, nu. Hai să facem ceva, poate dăm o șpagă, poate nu știu ce, poate copiem data viitoare, îmi fac fițui sau ceva. Te mănâncă să faci prostii, știi? Cam așa e și da, cu jocurile. Dacă eu mă duc, azi, bă, am 200 de dolari și am chiria 300, mă duc să mai câștig 100 și am pierdut și pe ea 200, intru în panică. Mamă, dar ce fac? Dăm -mi și mie împrumut ca să, ca să-mi scot banii respectiv. Mai vine un cămătar, ia și ceasul ăsta că îți mai dau nu știu cât și intri într-o chestie de asta în care nu mai posești. Deci, jocurile de noroc sunt toate ca să te distrezi, să te simți bine, să petreci o oră, două, o seară cu niște prieteni, să dai cu bila aia, să ai adrenalina aia că să învârte și Spine cade cu un număr, dar fixează un buget fix, o sumă de bani fixă, nu începe să, tot încerci să recuperezi, să, să câștigi, să câștigi, Toți asta speră, că într-o zi vor câștiga, într-o zi vor câștiga o sumă mare care să amortizeze toate pierderile inițiale. Plus că de asta un jucător înrăit niciodată nu o să recunoască că a pierdut. El spune că e în câștig, pentru că mintea noastră este făcută să elimine eșecurile, să nu ne aducem aminte de eșecuri decât când am avut succes. Când doare prea tare, da. da. Și atunci noi când câștigăm o sumă mare, gata, zic, sunt pe plus. Fără să-mi aduc aminte câți bani am pierdut inițial, știi? Da, și interesant asta. Dependența de jocuri ca orice dependență. Adică sunt tot felul de psihologi sau de oameni care stau de vorbă cu tine, faci și ședințe, totul este de voință, de vrut. Că vezi cum ți-a zis de fumat. Eu m-am lăsat după trei pachete pe fiind în casino până la 4 dimineața și plecând a, așa fumam 20 de ore. Cum ați luat decizia asta? Brusc sau treptat? Brusc, după o zi pe alta. Eram la un congres de cazinori la Londra și pe vremea aia încă se mai fuma în spații publice, dar nu peste tot și erau acvarele ca în aeroport, o cutie de aia de sticlă unde intrau toți acolo și eram închisit 40 de ei și în cât o cabină de aia de duș și ne miroseau și hainele și mă uitam la degeți de mie, erau toate galbene și eram, nici nu puteam să mă concentrez la conferință cum aș fi fumat o țigară obișnuit în cazinor să fumez țigară din țigară că nu se stingea bine țigara în scumieră. Și am avut așa o revelație, zic, bă, dar eu sclavul țigării, adică mă uh, controlează, eu tot am fost un tip tare și sunt leu și uh, am mi-a plăcut să dețin control. De exemplu, nu m-am bătat în viața mea niciodată, în momentul când mă duc la orice petrece, beau șampane și coniac bun sau ceva, dar în momentul când am zis, cât de mic, cea mai mică mai m am oprit, pentru că trebuie să am control tot timpul în jurul meu, să știu ce mi se întâmplă. În momentul când ești beat, nu mai știi ce se întâmplă, nu mai știi ce ai făcut și nu mai asta. Așa și cu țigara. Zic, bă, dar mă controlează țigara asta pe mine și, și pentru dependență. Am spus, bă, dar, chiar nu poți, adică trebuie să te lași pradă dependenței să fii tu independent, să ai liber arbitru, să asta nu te lăsa pradul un unei de dependențe să te controleze dependența Tu trebuie să controlezi tot ce e în jurul tău. Și atunci e foarte simplu. Tot e de, de, la minte. Să, mental trebuie să te poți lăsa și de alcool, și de droguri, și de țigări, și de jocuri. sau Trebuie să vrei. Dacă tu nu vrei și te lași gata caz pe o pantă și nu te mai ții tu de o cracă să te mai opresc sau ceva, sau măcar nu mă apelezi la specialiști, în, sensul că să dai seama, am o problemă. Specialist un pic te drumă, dar tot de tine depinde. Dar de dacă tu nu recunoști că care problemă? merg la psiholog de ani de zile, că sunt alcoolici sau sunt... nu pot să pentru că el nu vrea merge de gura soției sau du-te mă la specialist că plătește acolo niște ore că o să fie bine. Nu o să fie bine. Dacă el nu vrea trebuie să ai voință și ți-a zis, dacă uh, crezi și te rogi, Dumnezeu te ajută, poți să fii cel mai mare dependent posibil de droguri, de alcool, de țigări, de orice. Dacă ai credință și te rogi cu lacrimi, scapi a doua zi de dependență fără nicio problemă. Pe mine mi-a adusat Dumnezeu, am scăpat și de țigări și de toate, că am avut credință și m-a rugat uh, intens și te ajută. Adică nu există, Dumnezeu nu te lasă niciodată. Foarte frumoasă poveste și mi-a plăcut foarte mult relatarea asta pentru că cei, și cei care merg în NATO și cei care caută pe Dumnezeu se confruntă cu patima băuturii sau patima jocurilor de noroc sau cu orice altfel de, de dependențe. La noi în Ardeal e o vorbă, Dumnezeu zădă, dar nu-ți bagă în straiță. Trebuie să faci și tu ceva, știi? Adică să-ți bagi tu în straiță, știi, dacă te ajută. Exact, să recunoști <răși> că e o problemă. Și de tine. Nu, credința nu înseamnă că eu mă arunc acum după stâncă și Dumnezeu mă ajută și nu să nimic ca și cad jos. Nu, asta e Erezie, nu e credință. Dumnezeu te ajută în momentul când și tu vrei și te duci în direcția bună, atunci te ajută Dumnezeu. Mă bucur tare mult că am avut ocazia și onoarea să vă ascult și să aflu aceste povești. Care nu știu dacă le-ați mai spus în celelalte interviuri, și mă simt foarte onorată că mi-ați povestit viața dumneavoastră din punct de vedere a unui om de afaceri bogat care le-a întâlnit pe toate. A văzut și lăcomia, și trufia, și caracterul, și bogăția, dar și falimentul. Și acel moment în care ești singur și îți dai seama că tot ce contează este Dumnezeu tu și familia. Te-a uitat, te rămas te uitat nimeni, nu mai vine nimeni la șpriț, <laughs> când nu mai ai. Important e că Dumnezeu vine la tine da. și dacă ai bani și dacă n-ai bani și dacă ai o familie, cu atât mai mult știi ce e ca important. Ca un paradis sau ca un secret și ca o încheiere, nu-ți pierde niciodată speranța și credința în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu te lasă niciodată. Adică chiar dacă Cazi o să te ridici dacă ai încredere și te rogi. Doamne ajută-vă! Mulțumesc Doamne ajută. foarte mult!